niște oameni își fac o impresie despre tine văzându-te în locul respectiv și lucrurile nu stau așa în realitate și ar trebui să faci ceva ca să încerci să arăți și, sigur, partea ta de poveste și să arăți o altă imagine. Nu mai am atâta, nu mai am aceeași conexiune, poate, la fel de directă pe care o aveam acum câțiva ani, pentru că pur și simplu, na, știi cum e, oamenii se schimbă și eu am evoluat și am crescut foarte mult, știi, în timpul ăsta. Dacă acum nu mai mai știi nimeni și ar trebui să o iau de la zero, aș putea să fac. Ți-am zis, Adidas de 2000 de euro nu e ceva ce să zic, să mă facă pe mine fericit când ies din casă că m-am îmbrăcat în nu știu ce Adidas sau chiar nu-mi trag fericirea din lucrurile astea, știi? Piesele noastre erau în mare parte o glumă. Și orice glumă pe care o spui de foarte multe ori, la un moment dat nu mai e atât de amuzantă, nu știu dacă ai observat. Dar poți să iei în calcul, adică evident eu la armată mă așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Foarte mulți m-ați întrebat exact. Nu te-a întrebat nimeni, bă, știi, exact. Da, e foarte tare textul. Foarte mulți m-ați întrebat despre noua, știi, nu te-a întrebat, legit, nu te-a întrebat nimeni despre exact. Crema respectivă. Că avea o anumită, nu știu, frică sau o anumită, știi, de succes. Deci dacă tu te bucuri de insucces și ești, ce bine că n-a mers Sherry Show, înseamnă că dacă ar fi mers, ți-era frică de asta. De ce? De ce trebuie să-ți fie frică de succesul cuiva? N-am înțeles. Adică dacă mâine aș decide să intru în politică, lucru corect, moral și transparent față de oamenii care mă urmăresc, ar fi ca eu, de mâine, dacă decizi să intru în politică, să închid absolut orice afacere comercială pe care o derulez. Înainte de a începe episodul de astăzi, trebuie să vă anunțăm faptul că, după îndelungi sugestii primite din partea voastră, am lansat în sfârșit opțiunea de membership, ceea ce înseamnă că după un an și jumătate de activitate pe acest canal de YouTube, după aproape 80.000 de abonați a acestui canal și peste 70 de episoade de podcast postate aici, ne-am hotărât să le oferim celor care ne sunt alături de la început, dar și celor care ne-au descoperit pe parcurs și ne vor descoperi produsul muncii noastre de acum înainte, opțiunea de a ne susține mai mult decât cu un like, un share și un comentariu atât pozitiv cât și negativ, după cum bine știți, atâta vreme cât sunt argumentate, cu toate fiind binevenite. Așadar, dacă vă veți decide să ne susțineți conținutul pe care noi îl postăm aici pe canal, dând join și accesând secțiunea de membri, veți găsi trei tipuri de abonament, anume abonamentul de tinichea în valoare de 10 lei, unde veți primi emoji personalizat pentru chat live și secțiunea de comentarii, plus un ecuson de membru, abonamentul de aur la 50 de lei, unde veți primi un emoji personalizat pentru chat live și secțiunea de comentarii, plus un ecuson de membru, dar și acces la conținutul postat pe canal cu 24 de ore în avans și un live pe lună exclusiv pentru membri. La abonamentul de Bitcoin, pentru cei mai mari dintre fani, în valoare de 100 de lei, primiți toate cele menționate mai sus, adică emoji-ul personalizat, acces la conținutul postat pe canal cu 24 de ore în avans, un live pe lună exclusiv pentru membri și conținut creat exclusiv pentru membri și, cel mai important, numele susținătorului ce alege să ne susțină cu acest tip de abonament va fi trecut pe pomelnic și se va aprinde o lumânare la biserică cu gândul la acesta. Sigur că da, o lumânare aprinsă la raionul de vii. Așadar, dacă vrei să ne susții și dacă apreciezi munca noastră, dacă îți dorești să ne fii alături în parcursul nostru de a crea materiale și mai calitative din toate punctele de vedere, atât editorialistic cât și tehnic, te invităm să accesezi una din aceste opțiuni. Dacă nu, un like, un share și un comentariu sunt de fiecare dată binevenite și vă mulțumim tare, tare mult pentru faptul că ne urmăriți. De asemenea, tot în cadrul acestui episod,
episod, nu schimbați canalul, adică rămâneți pe acest episod de podcast, pentru că la un moment dat, nu știu exact când va decide domnul Nencione, pe parcursul episodului vor fi anunțați cei 5 câștigători ale celor 5 bilete la filmul Team Building pe care le-am promis în episodul de săptămâna trecută, cel cu Anca Dinicu și cu Bromania. Extragerea va fi făcută prin random.org și vor fi incluse doar comentariile care conțin sintagma vreau la film. Sintagma pe care am și considerat-o a fi regulament de bază în cadrul participării în cadrul acestui concurs. Mai departe, tot în acest episod de podcast, dat fiind faptul că s-a lansat încă un film românesc a încă unui prieten de-ai mei, Mircea Bravo, venim cu o nouă surpriză pe care o veți afla cât de curând. Vizionare plăcută! Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vinde o poveste. M-am gândit așa, ce prezentare să fac eu pentru invitatul de astăzi. N-am ce prezentare să fac, pentru că nu cred că e necesară niciun fel de prezentare, că îl cunoaște toată lumea, pe domnul Andrei Șelaru, zis și Shelly. Dacă îl cunoaște bunica mea care are Alzheimer și are 90 de ani, cunoaște și mama, îl cunoaște, nu știu, când o să am un copil, sigur copilul meu îl va cunoaște. Deci e clar, dacă raportat la tot arborele genealogic la care mă pot eu referi, el este notoriu, e clar că îl știe toată România și asta o arată chiar și cifrele, pentru că să ai un canal de YouTube cu 3 milioane și ceva de abonați în contextul în care în România există, cred că doar cu vreun milion de useri în plus a platformei, fără să nu vreau să dau niște cifre de astea, dar cu siguranță nu sunt 20 de milioane de useri de YouTube în România, e clar că practic Andrei a ajuns în punctul în care probabil și el se întreabă unde se mai poate duce de acum încolo. Îți mulțumesc foarte mult pentru introducerea asta, dar vezi că pe YouTube nu sunt atât de puțini. Adică dacă eu am 3 milioane, nu sunt 4 milioane toți pe YouTube. Eu cred că după ultimele cifre sunt undeva la vreo 9 milioane de români pe YouTube. Deci nu sunt atât de șmecher cum ai făcut totul să sune, dar mulțumesc mult pentru, pentru introducere. 9 milioane de, eu cred că foarte multe sunt conturi abandonate, pentru că numai eu am vreo 4-5 conturi de Google. Cred că sunt 9 milioane de activi, nu știu sigur. Zici? Nu știu. Trebuie să-l întreb pe Dani, nu știu dacă știi, pe Dani, Dani Oroș, de la YouTube, trebuie să-l întreb. Eu nu intram în trending, dar, și nu i-am scris. Am văzut că aveam 200.000 deci, de vizualizări într-o zi. Cred că Dani, dacă se uită, toată lumea cred că îi scrie, bă, Dani, nu te spăra, dar am și eu așa o curiozitate, dar videoclipul ăsta, ce... Ce dracu are de nu sparge trending-ul ăla, dar... Băi, am fost răbdător, adică avusesem podcast cu 1.5 milioane de vizualizări, ceea ce pentru un podcast e destul de mult la 4 ore să ai 1.5 milioane. Da. Și nu intra în trending. După aia a venit Oprișan, care Oprișan, nu știu, are abonament pe trending. A făcut și ăla 1.000.000 într-o săptămână, nu se întâmpla nimic, aia nu chiar 1.000.000, 600-700.000, nu mai știu cât, dar în orice caz trebuia să intre în trending, nu intra, avea retenție, aveam, și atunci când am făcut ăla cu Cristina și aveam 200.000 de vizualizări într-o singură zi și am văzut că nu intra în trending, pus mâna pe telefon și am spus, bă, ăștia au ceva cu mine, adică, e funny, oamenii de acasă, nu știu câți dintre ei știu, Dani nu se ocupă de YouTube România, el e angajat la Google România, deci săracul îi scriem, dar nici măcar nu e treaba lui, știi, neapărat, dar noi îi scriem toți omului non-stop pe asta, bine, nu cred că toată lumea îi scrie, dar și eu am mai scris, uite, la asta cu armata, tot așa, n-a pupat trending-ul deloc și am zis, bă, totuși a fost totuși, scandal, adică a fost mediatic. Scandal, ideea că eu știu că ca un videoclip să intre în trending, trebuie să uite oameni dintr-o audiență foarte diversă. Uh-huh. Dacă se uită doar publicul strict royal canalului meu de YouTube, care se uită la absolut orice, știi, dacă se uită doar segmentul ăla de public, chiar dacă e un număr mare, nu intră în trending, în timp ce un videoclip cu mai puține vizualizări, dar cu un public mai divers, intră. Și atunci am întrebat, bă, la asta s-a uitat cu siguranță un public super divers. Cu tot ce a fost în media, cu... adică sigur nu s-a uitat doar audiența mea, știi? Uh-huh. Și mi-a zis, bă, nu știu de ce n-a intrat, nu are niciun frag videoclipul, adică nu e nimic ce să-l prevină să intre, n-a intrat, știi? Adică nu e, oricum, în orice caz, trending-ul nu e o chestie decisă manual, știi? Dar, na, sunt niște criterii, acolo e o rețetă a lor secretă despre cum indexează videoclipurile, ce iau un calcul atunci când fac acest scor de trending, să-i spun așa, care e un metric secret pe care nu știu decât ei, cât ce scor are un videoclip când vine vorba de șansele de a intra în trending. Și, na,
cred că încearcă și să facă cât mai echitabil cu putință, dar mai e mult de lucru. IUP 2.0, cei ce susțin acest episod de podcast. IUP 2.0 este un startup 100% românesc ce produce device-uri high-tech de ultimă generație, ce utilizează poduri de unică folosință create și testate în laboratoare din Uniunea Europeană și din Elveția. Pe site-ul celor de la IUP, link în descriere, găsiți și mai multe informații despre campania Eu mă las, ce vine în ajutorul celor ce își doresc să renunțe la fumatul clasic. De asemenea, IUP oferă și o gamă de poduri ce conțin CBD fără efecte psihoactive, ce ajută în ameliorarea stresului sau a insomniilor. Păi dacă nu poți găsi din exterior o anumită explicație, că te uiți și vezi clipuri care au 60-70 de mii de vizualizări și le vezi în trending și pe poziții destul de sus, și clipuri pe care le vezi cu un număr foarte mare de vizualizări, dar nu-s acolo. Și atunci tot îți pui tot soiul de întrebări de genul ăsta, numai că e evident că din exterior nu prea poți să deslușești cum funcționează treaba. Nu, dar ce poți să știi cu siguranță e că ei încearcă să facă trending-ul să fie o oglindă a ceea ce vrea toată România să vadă. Adică nu doar cei... Pentru că pe YouTube sunt anumite categorii de vârstă care sunt mult mai proeminente decât altele, da? Dar ei pe trending încearcă să facă așa o oglindă a intereselor și a subiectelor de discuție pe toate categoriile de vârstă și pe toate profilele de oameni, știi, care trăiesc în România, nu doar cei care sunt activi pe YouTube. Și de asta, spre exemplu, sunt foarte mulți copii pe YouTube. E foarte ușor să faci, nu știu, e mult mai ușor să faci 1 milion de vizualizări cu un cântec pentru copii, spre exemplu, știi, decât este să faci, nu știu, cu un review la o mașină de spălat, dar un exemplu, o chestie care se adresează unui alt public cu totul. Și atunci YouTube-ul în trending încearcă să fie cât mai echilibrat cu putință între diversele categorii de public și de vârstă. Și de asta aveți videoclipuri cu puține vizualizări ajungând pe poziții sus, pentru că ei în determinarea lor se gândesc, bă, trebuie să avem câte ceva și pentru omul de 40 de ani, și pentru omul de 50 de ani, trebuie să avem ceva și pentru tânărul de 20 de ani, trebuie să avem ceva și pentru mediul rural, trebuie să avem ceva și pentru oamenii care trăiesc în câteva orașe mari din țară, adică trebuie să fie super echilibrat, știi? Mm-hmm. Și de asta e anomalia asta aparentă, știi? Băi, în orice caz, tu ești mult mai familiarizat cu treaba asta pentru că aproape orice scoți ajunge în punctul respectiv. Și asta, respectând o regulă de aur, după punctul meu de vedere, content is king. Dincolo de algoritm și de alte lucruri, dincolo de strategii, dincolo de orice explicații, până la urmă, dacă ai un conținut urmărit de foarte mulți oameni, categoric vei ajunge să fii constant în atenția opiniei publice și a tuturor oamenilor, pentru că asta, până la urmă, asta e fascinant, că din bula asta a YouTube-ului există foarte mulți creatori de conținut care au un fanbase foarte mare pe YouTube, dar care nu trec de comunitățile respective și n-ajung să fie cunoscuți de toată lumea, cum ar fi, de exemplu, cazul tău, cazul lui Dorian Popa, spre exemplu, cazul lui Mircea Bravo, care ajunge să fie foarte cunoscut de către oameni din alte medii care nu stau pe platformă neapărat, dar așa știu. E, da. Pentru că dacă mă duc acum la taică-mă și îl întreb de Shelly, el cu siguranță știe ceva despre tine. Că nu se poate să-mi spună de, băi, da, am văzut video-ul ăla cu Matei Dima la pescăria lui Matei, foarte mișto au filmat, câte camere au folosit băieții, super tare. Nu se poate să-mi spună treaba asta categoric, dar știe clar ceva anumite lucruri despre tine. Și aici vine o întrebare din partea mea, care cred că îi cunosc deja răspunsul, dar să... curios de strategia din spatele treburilor ăstora, cât de mult te ajută toate aceste chestiuni din media, toate aceste bulgăre de zăpadă mediatice în crearea unui puternic branding personal? Mă, cu siguranță faptul că ți-ai pronunțat numele te ajută, e greu să măsori cât de mult te ajută, dar cu siguranță te ajută extrem de mult, știi? Acum, aici intervine și o problemă în momentul în care oamenii se uită la un videoclip, dar tău tu controlezi narativa. În momentul în care oamenii îți aud numere din gura altei persoane, evident că persoana respectivă controlează narativa. E o sabie cu două tăișuri din punctul ăsta de vedere, pentru că da, într-adevăr, pe mine mă cunosc și mulțumită campaniei pe care am avut-o cu educația și mulțumită altor apariții și în alte zone. Și mulțumită în general strategii de comunicare pe care o am inclusiv pe online, mă cunosc cu oameni din mai multe categorii de vârstă, dar narativa
care a fost pusă în momentul în care mulți dintre ei au auzit de mine, n-a fost neapărat una care să mă reprezinte cel mai corect, știu eu, sau cel mai real, știi? Și atunci e important nu doar ca oamenii să audă de tine, dar evident că e important și ce părere își fac despre tine. Și atunci de asta eu am încercat să mai atrag atenția, știi, de câte ori am avut ocazia și să mai îndrept anumite lucruri care s-au spus despre mine, spre exemplu, la televizor, nu pentru că m-ar deranja pe mine personal, că eu fac asta de 10 ani și m-am detașat personal de, știu eu, opinii sau hate sau lucruri de genul ăsta, dar fiindcă, obiectiv vorbind, niște oameni își fac o impresie despre tine văzându-te în locul respectiv și lucrurile nu stau așa în realitate și ar trebui să faci ceva ca să încerci să arăți și, sigur, partea ta de poveste și să arăți o altă imagine versus ce se spune despre tine la televizor. Sigur, n-au fost cazuri atât de dese, de foarte multe ori de asemenea s-a vorbit despre mine la televizor într-un mod foarte ok, adică nu, aici nu încerc să generalizez. Dar spun de cazuri astea specifice, știi? Overall, evident că orice vizibilitate te ajută, indiferent că e TV, scris, online, video, orice, cu siguranță te ajută, știi? Dar nu e același lucru ca dacă ar veni din gura ta introducerea aia despre tine. Da, deși, până la urmă, ormei, din cumul ăla de oameni care se uită și văd o informație sau, mă rog, nu știu, nu neapărat o informație, văd o știre despre tine, în momentul în care ei își doresc să deslușească misterul sau să-și formeze o părere cu adevărat despre tine sau despre activitatea ta, pot să caute, pot căuta materiale pe YouTube și pot găsi, da, sau pe alte rețele de socializare, nu neapărat pe YouTube, și pot găsi punctul tău de vedere, practic exprimat prin contentul tău. Bineînțeles, bineînțeles. Și normal că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele, adică poți să te uiți la ce fac și să, cum să zic, tragi o concluzie mai clară decât dacă ți-aș spune eu despre mine, știi? Prin ceea ce fac, pur și simplu. Dar, de cele mai multe ori, oamenii cum sunt, în general, destul de comozi, noi în modul în care consumăm conținut, suntem destul de comozi, adică ne-am obișnuit să ne ieșim din TikTok, să căutăm un podcast pe YouTube, spre exemplu, dacă ne-a prins. Foarte mulți oameni nu mai trec bariera aia să caute ei pe YouTube conținutul tău, știi? Dacă au auzit ceva despre tine, informația acolo se oprește, nu mai stă nimeni să verifice informația sau, băi, asta e, mă, să-mi fac propria mea părere, știi? Foarte puțini oameni sunt așa, nici eu nu sunt așa, văd o tonă de informații în fiecare zi, la știri, în media, nu stau să verific fiecare informație. Dacă am văzut ceva despre cineva, cel mai probabil o să rămân la părerea aia. De asta spun, e foarte important, oamenii aud despre tine, dar e foarte important din gura cui aud și cum este acea primă impresie, știi? Dar așa, pe total, da, normal, e un lucru bun că îți este pronunțat numere. Știi că, uite, eu sunt un om destul de asumat, așa cu mine, cel puțin așa îmi place mie să cred. Și o să-ți spun o chestiune pe care nu ți-am spus-o niciodată, bine, nici nu cred că ne-am întâlnit foarte des în tot intervalul ăsta de timp, nu prea am avut tangențe foarte dese. În momentul în care tu explodase cu Five Gang-ul și devenise foarte cunoscut, devenise un fenomen, începuse presa să vorbească despre tine destul de des, în momentul respectiv, nu știu, deși nu-ți negam niciodată inteligența și capacitățile tale de a face niște lucruri absolut extraordinare, pentru că erau evidente încă de pe atunci, mă gândeam așa oarecum cu o frustrare, dar nu eram frustrat, știi, că gen, acum ați frustrat pe conținutul pe care îl faci, atunci eram frustrat pe vizualizările pe care le făceai, pe rezultatele pe care le aveai. Și atunci aveam un soi de narativă de asta a mea în creierul meu, în care îmi spuneam, zic, da, domnule, dar faci niște prostii. Are cifre, dar faci niște prostii. Astea-s ce? Astea-s versuri? Astea-s cântece? După care, momentul în care am văzut tot soi de lucruri pe care le-ai făcut, pentru că și atunci era o discuție și majoritatea oamenilor probabil știi deja chestia asta, nu-ți spun o noutate, chiar și din breasla asta a showbiz-ului, a entertainment-ului, a creatorilor de conținut de pe online, toți vorbeau despre faptul că, bă, la Shelly e pariul, să vedem dacă va putea să crească odată cu urmăritorii lui și canalul lui și conținutul lui să crească și el în calitate pe măsura trecerii timpului, adică să treacă proba timpului.
Ceea ce mi se pare că se întâmplă în momentul de față, adică conținutul din seria La Muncă, chiar și vlogurile tale pe care le mai faci periodic, dau din casă, chiar și alea mi se par absolut senzaționale, Minte-mă frumos și toate decorurile pe care le-ai făcut, mi se pare că ridică ștacheta și nu mi se pare, chiar așa e și e de fapt, ridică ștacheta foarte mult la nivel de creator de conținut din România și vreau să te întreb dacă ai avut chestia asta ca o strategie clară de la început sau pur și simplu pe parcurs ai avut niște schimbări de direcție. Nu, a fost de la început, eu de la început mi-am dorit să fac niște lucruri impresionante din toate punctele de vedere, ca ordine de mărime, ca rezultate, ca calitate, ca conținut, dar și parte tehnică să fie totul la cele mai înalte standarde, doar că de-a lungul timpului posibilitățile de a face aceste lucruri au crescut. Nu aveam cum în 2017 sau 2018 să fac ce aveam eu în cap. Eu întotdeauna am avut o chestie în cap, după care a trebuit să pun chestia aia să o fac să se întâmple, în practică. Mm-hmm. Acum având resurse și dezvoltând și niște skill-uri de management, învățând să fac o echipă, învățând să fac lucrurile la un alt nivel caritativ, ceea ce am eu în cap și ceea ce iese videoclipul final e din ce în ce mai aproape. Aceste două lucruri sunt din ce în ce mai aproape. Neavând toate posibilitățile tehnice, toate resursele și financiare și tot ca să fac exact cum voiam eu să fie lucrurile atunci, dintre chestia pe care eu aveam în cap, care era cu siguranță mult mai tare, știi, decât ce ieșea, e o diferență mare între lucrurile astea două. Deci asta odată a fost... caritatea a crescut cu timpul pentru că posibilitățile mele au crescut cu timpul. Eu dintotdeauna mi-am dorit să fac vloguri cum fac acum, spre exemplu. Mm-hmm. Ca nivel de cât de atent sunt pregătite, cât de bine sunt editate, atenția la detalii și tot întotdeauna mi-am dorit, știi, să mă duc spre partea asta. Dar cu timpul posibilitățile mele au crescut. În același timp, tot timpul și în prezent, știu ce lucruri pot să sacrific în ceea ce fac ca să fie accesibil către un public cât mai larg. Și întotdeauna am luat asta în considerare. Și întotdeauna am luat rezultatele în calcul în tot ceea ce făceam. Adică m-am lăsat condus de rezultatele lucrurilor pe care le făceam. Au fost întotdeauna cel mai important factor decizionar, cumva, rezultatele și cifrele pe care anumite lucruri pe care eu le făceam regenerau în online și m-am ghidat și după asta. Ok. Deci, practic, toată chestiunea asta fiind una foarte atent calculată, mi se pare că explică mult din felul cum se desfășoară și formatele în sine și integrarea unor mesaje pe care tu vrei să le transmiți, ceea ce reprezintă un oarecare punct de reper. Și de-aia te întreb, având în vedere faptul că ștacheta s-a ridicat atât de sus, mai e posibil pentru un creator de conținut care se apucă astăzi de treaba asta să-și expună creațiile pe internet, pe rețelele de socializare, mai e posibil să poată urma pașii pe care i-ai urmat tu? Adică să înceapă fără resurse și să crească până la nivelul ăsta? Răspunsul scurt e că da, dar e o întrebare foarte bună pe care mi-ai pus-o și pe care am discutat-o și eu cu un prieten într-o seară, la un moment dat, timp de mai multe ori am discutat la un vin fix chestia asta, că spunea el, știi, de la asta apoi în discuția, spunea că, bă, uite, acum câțiva ani, un copil care se uita la tine și te vedea prin 2018-2019, știa cumva, erai foarte palpabil, să spun așa, era ceva tangibil, adică știa foarte clar ce pași cumva te să urmeze sau își dădea seama, ok, e un băiat care se filmează din casa lui cu o cameră, știi, adică părea ceva mult mai tangibil și îmi spunea că cumva o să mă lovesc eu de problema asta, de care inevitabil te lovești, că acum cumva nu mai pare atât de tangibil ce faci, nu... Cumva e reversul medaliei aici, că nu mai poți să ai exact aceeași conexiune, știi, pe care o aveai când era totul autentic, pentru că mergând la un alt nivel și de producție și de content și evident eu intrând cu mintea în multe alte lucruri în același timp, nu mai am aceeași conexiune poate, la fel de directă pe care o aveam acum câțiva ani, pentru că pur și simplu, na, știi cum e, oamenii se schimbă și eu am evoluat și am crescut foarte mult, știi, în timpul ăsta și fix... Asta, la subiectul ăsta am ajuns. Acum eu cred că dacă cineva se apucă în 2022 de treaba asta, cu siguranță poate să ajungă sus, super sus, însă skill-urile și lucrurile de care ai nevoie ca să ajungi acolo au devenit din ce în ce mai complexe și mai multe, știi? Mm. Era mult mai ușor, evident, să faci ceva care să prindă în 2014-2015. Acum, dacă tu ar fi să te apuci mâine, dacă ai fi super... Ai fi, da, nu n-ai mai făcut nimic public înainte, nicio activitate publică de online și așa mai departe, ar trebui să te pregătești foarte bine înainte. Dacă vrei să ai succes mai ales din prima, ar trebui să
să ai un plan foarte bine pregătit, atât din punct de vedere să studiezi foarte mult ce înseamnă YouTube, să studiezi foarte mult strategiile, după aia să studiezi ce înseamnă să faci o echipă de conținut. Deja conținutul făcut de o singură persoană e din ce în ce mai rar pe YouTube-ul autohton. Adică s-a făcut tranziția asta unde acum câțiva ani toți eram doar niște oameni cu niște camere care montam, editam și livram produsul făcut de noi. Nu era nimeni altcineva implicat în proces. Acum uite, și la tine există un om în spatele camerei, sunt trei camere, există lumina asta pusă aici, nivelul ăsta de dimensiune a producției a crescut. Și atunci evident că e o piață care nu mai e atât de accesibilă, dar în continuare este cea mai accesibilă piață când vine vorba de a-ți lansa o carieră publică. Este în continuare cea mai accesibilă piață. Mm-hmm. Doar că s-a profesionalizat, ceea ce e normal, se întâmplă cu orice mediu, pe măsură ce timpul trece peste orice industrie, ea se profesionalizează, ce puțin așa ar trebui să se întâmple în teorie și asta se întâmplă în majoritatea cazurilor, da? Și atunci, cu cât o industrie e mai profesionalizată, cu atât e mai greu accesibilă de cineva care nu are nicio resursă. Ok. Dar nu e imposibil. Eu, dacă acum aș nu mai mai ști nimeni și ar trebui să o iau de la zero, aș putea să fac. Dar asta și pentru cum că, ai face? Păi aș face-o gândindu-mă la toate cunoștințele pe care am acumulat în tot timpul ăsta. Nu știu să spun exact fiecare cum ar fi primul videoclip și exact ceea ce aș face, dar cu siguranță aș gândi un format de conținut, cu siguranță aș ști cum să m-aș gândi la ce echipă am acum și aș ști cum să optimizez chestiile încât să o fac foarte low cost, dar să păstrez funcțiile vitale din producția mea. Pentru că ceea ce ai în cap nu poate să ia nimeni. Adică mâine poate să vine cineva să-ți ia canalul de YouTube, să-ți ia toată, nu știu, ipotetic vorbind, să-ți ia faima, să îți ia toate resursele financiare, toate relațiile, dar ceea ce tu ai acumulat ca skill, nimeni nu are cum să-ți ia. Mm-hmm. Dacă mâine eu aș rămâne fără nimic, nu m-aș apuca a doua zi să fac YouTube. Aș gândi foarte bine, aș strânge întâi niște resurse, aș ști exact ce trebuie să fac, mi-aș face un plan foarte clar și după aceea sunt convins că aș ajunge la niște rezultate, bine, poate n-aș ajunge din ora 3 milioane într-un an. Dar aș ajunge sus relativ repede. Sunt convins de treaba asta că mi-a fost și demonstrat în practică atunci când m-am implicat în alte proiecte și am făcut alte lucruri de la zero pe internet. Lucruri care au crescut de la zero la sute de mii de followers, milioane de români atinși, chestii complet de la zero. Mm. Și atunci mi-am demonstrat singur chestia asta, că dacă mâine ar fi să încep de la zero, aș putea să fiu super ok, știi? Dar asta, fiindcă dacă ar trebui să încep de la zero, să mi se șteargă tot ce am în cap, tot ce știu despre asta, dacă eu până acum aș fi fost, nu știu, arhitect sau aș fi avut complet altă meserie, mi-ar fi extrem de greu. Ar trebui să studiez cum am studiat de la 10 ani, cum am studiat de la 10 ani până în prezent. De asta spun, deci ce ai în cap e cel mai valoros în orice domeniu. Ok. Că da, ai bine, știi cum să de la zero, știi? Categoric, skill-ul mi se pare cel mai important dintre toate aspectele astea și până la urmă ormei ce dobândești niște ani de experiență, într-adevăr, orice s-ar putea întâmpla, nu dispare decât în momentul în care treci pe lumea elaltă și nu ori nici atunci, când mai rămân rămășițe pe pământ și ce ai mai dat pe la alții. În schimb, ce mi se pare tare, uite că aminteai de treaba asta și îmi place foarte mult și integrarea acestei idei în debutul episoadelor de la muncă, în care spui de fiecare dată că am fost întrebat ce s-ar întâmpla dacă de mâine YouTube-ul ar dispărea, dacă... Da, acolo e o caterincă, că acolo noi, sigur, e clar că noi nu ne descurcăm în meserie respective, știi? Dar cumva tot de la Caterinca asta a pornit. Uh-huh. E percepția generală că dacă internetul și social media ar dispărea, foarte mulți dintre cei care populează și care fac bani din asta astăzi ar rămâne pe străzi. Ceea ce nu s-ar putea să fie adevărat în anumite cazuri, nu cunosc pe toată lumea și habar nu am, însă cu siguranță e o judecată foarte superficială, să spun așa. Și ideea asta cum că un creator de conținut nu face nimic sau că e un job foarte ușor, este cu siguranță o idee complet eronată de la rădăcine, având în vedere necesitățile pe care un creator de conținut are astăzi ca să fie on top și ca să fie performant în ceea ce face și ca să fie profitabil ceea ce face, atenție, pentru că trebuie să există costuri de relativ măricere în ceea ce facem noi și ca să poți să fii on top trebuie să ai aceste investiții și în același timp trebuie să fie și o chestie profitabilă, nu? Cheers! Mulți ani, Doamne ajută! Adică dacă nu mai e sponsor la vin... Nu mai, nici mă mai gândesc, mai dau mulți ani cu invitatul. Abia acum am corelat când te-am văzut cu paharul în mână, că de asta te-a adus probabil smaranda. Da, da, da. E venit fără mașină că vrei să... Păi se numește Vin de o poveste, nu? Parcă așa se numea, într-adevăr.
Da, chiar și fără sponsor, bugetul emisiunii noastre niciodată nu este afectat, pentru că se găsesc soluții și din piatră seacă. Apropo de conținut și de astea, vrei să facem strategia lui Zbăr? Că uite, Zbăr a spus, așa a zis, că băi, dă-i cadou invitatului, împachetat, da, și zi să-l deschidă abia la final, ca să faci oamenii să rămână până la final. Am Eu înțeles. Cred că oamenii o să rămână la final, indiferent dacă deschizi tu sau nu deschizi. Și vrei să-l deschid acum? Când vrei tu. Când îți dorești tu. Eu pot să-ți spun despre ce. Adică nu pot stau cu ei pe masă tot episodul, că o să fiu distras. O să mă gândesc la ce-o fi aici. Așa chiar că... așa curiozitate nu te sfătuie să ai. Că nu... yeah. Să nu fii dezamăgit. Mulțumesc foarte mult de cadou. Uite, eu am venit cu mâna în cur, îmi cer scuze. Nu e niciun fel de problemă. Este tu... o carte. Hai să vedem. The Film Book, ok. Și vezi că e ediția revizuită. Asta. The Film Book, A Complete Guide to the World of Cinema. Mulțumesc foarte mult. Este scrisă de... ia să vedem... Ronald Bergen. Ok. Nu știam cartea. Foarte e o carte tare. Pe care am mai făcut-o cadou lui Augustin Viziru, pentru că na, tot în zona de film, el fiind actor, tu fiind și actor și creator de film. Producător. Producător în ultima perioadă. Am zis că e unul dintre cadourile potrivite pentru un om ca tine care chiar ar aprecia treaba asta. Băi, pentru da, că așa am mai văzut-o prin casă nedeschisă de către nimeni, știi? Foarte tare. E toată istoria filmului acum. Exact, se trece prin toate epocile. Da, și ediția chiar de anul ăsta revizuită, filmului. Deci mai nouă de atât nu se putea. Foarte tare, foarte tare. Mersi mult. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și sper să fie o bucurie atât acceptarea invitației cât și răsfoirea cărții. Acum să rămâneți până la final, da? Nu ieșiți de pe video că am deschis. Când mai scot acum, un da? Cadou. Mai are un cadou. Vedeți la final. Nu o să vă vină să credeți ce cadou are. Stați ca pe ace să vedeți cadou de la final. Seara asta apare fantoma. Nu schimbați canalul. Ce vreau să te întreb în legătură cu chestia asta, e clar că na, internetul nu o să dispară. Cum spun, cum e retorica asta, că dacă nu internetul retorica, dispărea, nu, cum se dispare internet? Internetul nu o să dispară, rețelele de socializare nu o să dispară, în schimb, ele își schimbă constant algoritmii. Și observăm cu toții cei care suntem implicați în treaba asta ca și creatori și chiar și utilizatorul rețelelor de socializare tot simte diferența aia, că eu o văd ca user. De exemplu, eu dacă îți dau follow că vreau să mă uit la tine, îmi apar 2, 3, 4, 5 zile, după care nu mai mi-apare, mi-apare totuși cu totul altceva. Sau dacă intru în butonul ăla de search, văd numai femei sau văd numai mașini. Dar și nu eu văd... femei și mașini. Deci, bine, despre asta este vorba până la urmă urmei. Și atunci afectează chestia asta pe toată lumea. Și apropo de ce discutam noi mai devreme în legătură cu algoritmii YouTube și cum trebuie, care sunt pașii care trebuie să respectați ca un clip să, care sunt condițiile pe care trebuie să le respecte un clip pentru a intra în trending, vreau să te întreb cum te adaptezi la toate schimbările astea ale algoritmilor rețelelor de socializare, pentru că mai întâi a fost Facebook, care era pe val, după care a început să aibă o scădere dramatică, acum așa mai reveni puțin. De un an și ceva încoace Instagram-ul devine din ce în ce mai TikTok și TikTok-ul eu nici pe ăla nu-l mai înțeleg de multe ori, pentru că văd videouri pe care le fac eu dintr-o prostie și fac milioane de vizualizări. Și videouri la care stau și mă gândesc de nu știu câte ori la cum să le filmez, ce cuvinte să folosesc în scenariu și așa mai departe, și văd că fac 2-3 mii de vizualizări. Băi, trebuie nu sunt atât de complexe, să zic așa, în realitate. Practic, două chestii. În primul și în primul rând, legat de ce ai tu de ajuns un trending a unui episod, să știi că trendingul e din ce în ce mai puțin influent asupra performanței pe care episodul respectiv o are. Adică faptul că n-ai ajuns în trending chiar nu mai... nu e o chestie, eu nu iau un calcul trending-ul. Dacă nu sunt pe primele 2-3 poziții din trending, nu mă interesează pe ce poziție sunt, pentru că nu e un metric pe care să iau un calcul. Adică trending-ul te ajută în momentul în care ești pe primele poziții, atunci într-adevăr un videoclip să zici wow, ce a rupt și așa mai departe. Dar în rest, performanța unui videoclip de-al meu nu prea e impactată de poziția lui în trending, n-are nicio legătură. Legat de schimbarea așa de paradigmă în social media, de fapt, toată schimbarea asta poate fi rezumată într-o singură mare schimbare de paradigmă, care este următoarea. Faptul că din ce în ce mai mult vedem că noi nu avem de fapt un control sau nu deținem
cum să spun, conturile care s-au abonat la noi. Adică e o diferență imensă, spre exemplu, între a avea 3 milioane de oameni care s-au abonat la un site care e al tău, e ținut de tine, hostat de tine și care sunt cu adevărat oameni pe care poți să-i atingi și pe care poți să dai ceva să primească toți cei 3 milioane de oameni o notificare. În schimb, ce vedem noi pe social media este că din ce în ce mai mult s-a făcut tranziția către un loc unde rețelele sociale îți arată ce vor ele, algoritmii decid ceea ce văd acei oameni, indiferent de creatorii pe care acei oameni au ales sau nu să-i urmărească. Asta având la bază mentalitatea că algoritmii au ajuns să știe mai bine ce vor oamenii să vadă decât își doresc de fapt oamenii, ceea ce e adevărat. Pentru că eu stau mai mult pe TikTok și TikTok îmi recomandă chestii care mă interesează mai mult decât stau pe feed-ul de following, dau un exemplu din TikTok unde este doar ceea ce am ales eu să urmăresc, care mă plictisește, pentru că nu e atât de variat. Și atunci platformele și-au dat seama de treaba asta și acum iau puterea din mâna utilizatorului și mai ales din mâna creatorului de conținut și acum, practic, puterea e cumva în mâinile lor, ceea ce e o chestie foarte interesantă, pentru că dacă stai să te gândești, deci totul se repetă și începe să devină din ce în ce mai mult cu modul în care ne uităm la televizor, dacă stai să te gândești. Pentru că ideea e că când a apărut YouTube, la început, prin 2005 până în 2015, acest argument în favoarea YouTube-ului era un argument de necontestat, și anume YouTube-ul va distruge televiziunea. De ce? Pentru că pe YouTube alegi la ceea ce te uiți, în vreme ce la televizor doar zapezi pe o telecomandă între opțiunile disponibile, corect? Pe YouTube tu poți să vezi ce vrei, la ce oră vrei, nu trebuie să-ți faci programul după televizor să urmărești anumite emisiuni care sunt la anumite ore. Dacă nu-ți place, poți să schimbi pe videoclip. Ce vedem că se întâmplă acum cu TikTok? Vedem că oamenii, de fapt, preferă să stea într-o pagină de For You, unde să dea swipe, 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 swipe. Și cu ce seamănă asta, de fapt? Seamănă mult mai zapatul de la televizor între programe. Deci ceea ce vedem astăzi în social media și ceea ce se schimbă, sunt două chestii care se schimbă. Odată e trecerea evidentă spre video. Toate platformele trec pe video vertical, scurt, short form. Asta este clar ceea ce oamenii vor să vadă. Video vertical, short form, da? Și a doua schimbare de paradigmă este acest circling în care ne-am dus spre zona asta în care oamenii decid ceea ce văd și la ceea ce ei se abonează, aia văd în feed-urile lor. Și acum ne întoarcem din nou la The Old Ways, dacă vrei, la modul în care e mult mai asemănător cu un canal TV și TikTok-ul, vezi că este cea mai skyrocketing aplicație când vorbim de cifre și este cea mai aplicația care domină toate celelalte platforme de short vertical video, și acum short vertical video înseamnă toate platformele, pentru că toți jucătorii mari din piață au făcut această funcționalitate. Și deci vezi cât de interesant e că lucrurile, cum ar veni, suntem într-un cerc, la fel ca moda care se întoarce, știi? Odată la 20 de ani, odată la 10 ani, la fel ca genurile muzicale. Foarte interesant. Asta se întâmplă. Asta e marea schimbare în social media, de fapt. Luarea puterii de la relația asta user-creator înapoi către platformă și tranziția către ori video. Totul este video. Totul trebuie să fie video. Chiar și pozele poate fi un slideshow video, mai nou. Ai înțeles? Totul e ori video. Astea sunt principalele două chestii. Și da, asta trebuie să schimbă abordarea în care faci conținut. Eu m-am adaptat, cred, decent la chestia asta și cred că am o strategie ok pentru acest nou mod în care din ce în ce mai multe platforme în care trebuie să creezi conținut pe fiecare. Îți schimbă abordarea, pentru că înainte tu făceai un YouTube video și era tot. Acum fiecare YouTube video trebuie să aibă propriul marketing cu 10-12 declinări pe TikTok. TikTok, de asemenea, trebuie să fie o platformă pe care să faci și conținut exclusiv TikTok, originals, da, TikTok, conținut doar pentru TikTok, evident, TikTok-uri, Instagram, la fel, ai story-uri, adică devine mult mai complex când trebuie să umpli toate aceste platforme și devine mult mai complex să creezi sisteme prin care tu să poți face un piece of content și după aceea să fie declinat în 16.000 de părți, pentru că munca unui creator de conținut acum a început într-o proporție din ce în ce mai mare să fie nu doar să facă conținut, ci să creeze adaptări ale acelui conținut pentru toate mediile în care el va fi văzut, ceea ce înainte nu se întâmpla. Înainte eu făceam în 2016-2017, eu îmi făceam videoclipul, îl publicam și treceam la următorul videoclip. Acum e un flow, un workflow mult mai complex, știi? Și uite, apropo de chestia asta și de discuția cu moda care se tot reîntoarce, pentru că, într-adevăr, acum mi-ai dat un soi de boom în țeastă, pentru că mă tot gândesc la faptul că de cele mai multe ori eu când intru pe YouTube mă uit la videouri doar dacă intru de pe laptop.
Pentru că dacă mă uit de pe telefon, văd un short de la ce mă interesează. Și rămâi în aia. Cu niște javelinuri care zboară niște tancuri rusești și după aia scrolez așa ca tâmpitul și trec jumate de oră. Trece jumătate de oră fără să-mi dau seama de cum s-a întâmplat chestia aia, timp în care eu nu mai văd numai javelinurile alea. Văd tot soi de porcării, eu mai văd pe una care mai face un dans din buci, mai văd și lucruri care nu neapărat m-ar interesa în momentul respectiv, că am dat click pentru aia în situația cu pricina. Dar vorbind despre chestia asta, apropo de industria filmelor, crezi că se va reîntoarce moda cu mersul la cinema? Pentru eu cred că moda cu mersul la cinema n-are nicio legătură cu social media și cred că n-am murit niciodată, sincer. Cred în schimb că nu e o modă care să fi murit. Există un anumit declin în, dacă te uiți pe macro, pe 40 de ani în mersul la cinema, care este firesc în momentul în care acum ecranele care ne înconjoară sunt mult mai multe. Acum 40 de ani nu aveai unde să vezi alte lucruri, aveai un televizor foarte mic acasă, era ceva incomparabil cu experiența de cinema, în vreme ce acum avem în dormitoare și în living-uri unii dintre noi sisteme home cinema și știu eu boxe în tavan și alte chestii care sunt foarte asemănătoare de experiența de a merge să vezi un film. Dar nu cred că moda asta va muri vreodată. Nu cred că vreodată va fi un timp în care oamenii nu vor mai merge deloc la cinema. Decât dacă, desigur... Nu că să nu mai meargă deloc, dar mie mi se pare că sălile de cinema sunt din ce în ce mai goale comparativ cum erau înainte de pandemie, de exemplu. Pentru filmul românesc e pe cai foarte mare. Mm-hmm. Asta cu siguranță. Așa, overall, consumul de film, nu știu, nu m-am uitat pe niște cifre exact să văd. Știi, adică vorbesc așa mai mult din ce, cum cred eu că e, n-am văzut un studiu exact sau niște cifre exacte, dar eu sunt convins că în continuare există la filmele bune cozi la cinema, pentru că nu ai unde altundeva să revezi. Sigur, dacă Top Gun, dau un exemplu, ar fi apărut pe Netflix din ziua întâi sau pe Amazon Prime sau pe HBO Max sau pe știu eu ce, atunci cu siguranță n-ar mai fost aceeași coadă la cinema, dar în continuare... Această decizie este la producătorii de filme și dealul ăsta cu cinematografele e în continuare cel mai lucrativ deal pentru ei, știi? Și atunci ei o să mențină acest cinema window, se numește. Se numește cinema window perioada asta în care un film este exclusiv în cinema. Uh-huh. Deci fereastra asta de cinema o să continue să existe pentru că este un deal benefic. În momentul în care va deveni mai benefic pentru producătorii de filme să facă direct deal-uri cu streaming-urile, cu serviciile de streaming, ceea ce acum uneori se întâmplă în anumite cazuri, și să nu mai aibă cinema Windows, fie din ziua întâi pe streaming, dacă va deveni asta mai profitabil, cu siguranță că o să îngroape teatrele și cinematografele, nu teatrele, ziceam, cum era în engleză, exact, theaters, de-aia am zis teatre. O să îngroape cinematografele. E o rețeangă, fiecare vrea mai mult pentru el. Cinematograful vrea mai mult pentru el, producătorul de film vrea mai mult pentru el, serviciul de streaming vrea mai mult pentru el. Și atunci depinde cine va fi cel mai potent player din piața asta care să-și asume riscul și poate o să îngroape cinemaul. Dar eu tot mizez pe faptul că mulți oameni o să meargă în continuare la cinema și mizez pe treaba asta și fiindcă mulți regizori de la Hollywood detestă faptul că moare cinemaul. Adică foarte mulți din regizorii de la din LA și de la Hollywood și nu cred că doar de acolo regretă, evident, ei sunt oameni de film care iubesc filmul, regretă că mai nou, din ce în ce mai mult content de filme e consumat acasă pe la televizor, ei considerând evident că ei au făcut acolo capodopere care merită savurată într-un spațiu de cinema unde ai niște chestii care totuși poate sunt comparabile cu anumite sisteme de home cinema, dar totuși o experiență unde auzi și din spate, unde e un ecran imens, unde totuși e o chestie aparte, știi? Deci cred că o să rămână și asta cu cinema. Plus că, uite, mă uitam, o altă fascinație de ale mele, mă uit la case de astea de lux, este un canal, se cheamă Ines Ilmazer, îl cheamă pe Nea, e un turc de ăsta, plecat în America, stă în LA. Și face review-uri la niște case de spică plombele, de aia de au cinema în casă, mai frumos zic de la Băneasa, adică senzațional. Dar chiar și așa mă gândesc, zic, bă, dacă aș fi unul de ăla să am cinemaul la mine acasă. Bă, tot cred că e mult mai mișto experiența de a merge la film acolo. Pentru că și chiar și coada aia, când stau, miputoarea aia de popcorn, îmi place cum miroase. Mi-mi place să mă duc, de exemplu, la mall, în librărie, pentru că miroase a popcorn-ul de la dacă ești Drake, cinema, știi? Dacă ești Drake, nu e opțiune pentru tine să mergi la cinema. Și asta nu e opțiune, că nu poți să stai să mergi la cinema, că nu o să te bucuri de experiența filmului, normal, toată lumea. Dacă ești la nivelul ăla, știi cum e Drake, dar eu aici nu vorbesc de mine, eu pot să merg la cinema, la film, fără probleme, o să fac 4, 5, 6 poze și nu o să am nicio problemă, dar dacă aș fi Drake,
și aș merge la cinema, s-ar putea să am o problemă reală, n-am mă bucurat de filmul ăla. Adică s-ar putea să nu fie deloc o experiență plăcută, că toată lumea m-ar asarta, bodyguards, adică ar fi o chestie, o situație încordată. Și atunci, apoi, dacă aș fi Drake, aș prefera să mă uit la film acasă. Dar asta cu construitul de cinema în casă, că am mai văzut și eu trendul ăsta și chiar am fost într-o casă din asta, undeva în România cu Cinemania. Deci că, bă, nene, sunt atâtea chestii pe care le faci în casele astea imense care nu ajung să fie folosite decât o dată pe an. Tu nu poți să-mi spui mie că oamenii ăia, ok, poate e un, poate dacă ești ceva regizor sau ceva entuziast de filme, înțeleg, dar dacă ești un om normal cu program care muncește de dimineața până seara, cum sunt eu și cu tine și cu noi toți, spune mie dacă ai avea un cinema aici, nu știu, ai avea în camera cealaltă un cinema imens în casă, da? Cât de des ai, te-ai strânge tu cu 10 prieteni să vedeți un film pe... la cinema. Eu știu că aș folosi asta o dată de 2 ori pe an, știi? Da, chiar investiție acum, imensă, probabil. Mă uitam la faptul că era un videoclip, l-am văzut astăzi când mâncam, o bucată de la Silviu Fire dintr-un live, când vorbea, analiza casele lui Dorian Popa. Și spunea, zic, domnule, de ce vă trebuie masa aia de dining? Când te strângi tu cu 10 persoane la masă încât să ai nevoie de măsoiul ăla de dining acolo? Și hai că să zicem pe așa aia, e, da, mai văd utilă, că se mai pot întâmpla situații de genul ăsta. Dar într-adevăr, nu știu, să-ți faci sală de fitness, că uite, eu trăiesc cu chestia asta, știi că e o sală de fitness jos aici. Da. Fix cum ai ieșit din bloc, da, e sala, da, de fitness. Întreabă-mă că m-am dus ultima oară. Da, adică... da, nu, n-are nicio legătură proximitatea cu moment... sportul. Exact. Și eu am fost pe aceeași mentalitate. Stai că mă mut aici unde m-am mutat eu acum, mamă, cea mai tare sară aici, fix în cartier. Știi ce piscină își merg? Eu am văzut că la piscină mai merg, pe la spa mai merg, am dar fost, pe la sară mai rar pe la sară, știi? Pe la sară nu pe piscină nu te văd înnotând așa dintr-un capăt în altul. Nu, nu, Berica pe șezlong, n-ai înțeles. Berica cu laptopul pe șezlong, nu sunt eu David Popovici acolo, nu te gândi că vin eu dimineața să-mi fac eu o turere de bazin, ce ai, deci, asta relevă clar că, apropo de eficiență, oricât de mulți bani aș avea, nu o să mă apuc în viața mea să-mi construiesc vreo sală de fitness în casă, că e clar că n-am să o folosesc. Nici eu nu, depinde, na, aș vrea să fiu aproape totuși de o sală, așa doar de să fie cât de cât convenabil, dar nu cred că mi-aș construi în casă, nici cinema. Care sunt lucrurile pe care tu ți le-ai dorit materiale, apropo de treaba asta, în toată dezvoltarea ta, în toată perioada dezvoltării tale, și pe care le-ai acum și te bucuri extraordinar de mult de ele, și ce îți dorești acum, de exemplu, pentru perioada următoare? Cum să zic, drive-ul meu nu vine neapărat din ce poate să cumpere bani, e mai mult din a... pe partea asta financiară, drive-ul meu e mai mult în a acumula niște resurse financiare care să poți faci chestii mai departe și să le poți investi, așa. Dacă stai să te uiți la viața mea, da, mă, am un apartament care arată drăguț, am o mașină mișto, dar în afară de apartament și mașină, nu, cum să zic, nu nu sunt niște lucruri de care să zic, ca mâncarea, eu sunt un tip care iubește mâncarea, îmi place să mănânc bine, știi? Mm-hmm. Adică asta mai e o chestie, nu e un lucru material neapărat, dar e o chestie care... Îți place devine... să mănânci păstă medie. Îmi place să mănânc păstă medie, da, adică am chestia asta, am descoperit că îmi place foarte mult, după cum vezi și așa, un pic Big Mac așa la față în ultimul timp. Îmi place asta, mi se pare că banii, știi, poate să, mai mulți bani poate să-ți aducă o mâncare mai bună și pentru mine asta contează, că n-ai, e o chestie de preferință personală. Mm-hmm. În rest, mașină, apartament, nu sunt, n-am, nu, ce lucruri materiale am eu? Eu sunt fascinat de partea tehnică, adică eu, spre exemplu, mă bucur ca un copil mic dacă primesc cadou o cameră video sau o aparatură chiar tehnică. Chiar atâta n-am avut buget, de aia am luat carte. Nu, zic, dacă uite, dar față de o perică, dacă stai să compari la aceeași valoare, aceiași bani, știi? Mă bucur mult mai mult, cred, de o aparatură tehnică de filmat sau de montat sau de o stație de lucru sau de o chestie de tech, decât mă bucur de niște încărțări de 2000 de euro, dau un exemplu, știi, dacă îi primesc cadou, adică nu sunt foarte mult cu chestiile astea, adică îmi plac chestiile scumpe, dar nu pe zona asta de a arăta lucruri materiale neapărat, și mai mult ți-am zis, când iau un calculator sau iau nu știu ce stație de lucru sau investim în nu știu ce cameră sau nu știu ce soluție care e scumpă, mi se pare foarte tare, știi, dar așa, ți-am zis, Adidas de 2000 de euro, nu e ceva ce să zic, să mă facă pe mine fericit când ies din casă că m-am îmbrăcat în nu știu ce Adidas sau chiar nu am, nu-mi trag fericirea din lucrurile astea, știi? Dar ai avut vreun moment în care te entuziasmau? Da, când nu le aveam. Ok.
Asta mi se pare foarte tare chestia asta, pentru că foarte multă lume cred că trăiește în paradigma asta a faptului că, domnule, dacă aș avea banii aia, ce fericit aș fi. Nu știu dacă neapărat dacă ai avea banii respective ai fi fericit, pentru că s-ar putea să nu știi ce să faci cu ei ca să fii fericit. Da, mă, depinde foarte mult din ce tragi tu fericirea. Fiecare om își trage fericirea din altceva. Eu, cu siguranță, de multe ori în viață mi-am tras fericirea din anumite lucruri materiale, pentru că erau niște lucruri pe care le experimentam pentru prima dată. Evident că, na, ești fericit dacă tu îți iei prima pereche de încălțări care e mai scumpă decât erai tu obișnuit să porți. Evident că e un sentiment de, e o chestie de noutate, știi? După care, evident, a treia, a patra, a cincea, a șasea oară când se întâmplă, nu îți mai aduce niciun fel de senzație, ba mai mult se pare un normal la care nu poți te abați, cum ar veni că te-ai obișnuit la un anumit standard, știi? Uh-huh. Dar astea sunt fericiri temporare. Eu când spun din ce își trage un om fericirea, mă refer la ce face el zilnic sau ce face el în activitatea lui din care își trage fericirea și să-și faci o analiză, bă, din ce îmi trag eu, de fapt, fericirea și împlinirea personală, în primul și în primul rând, știi? Care, am înțeles, nu mai vine din... Nu sunt ipocrit să spun că nu vine din resursele financiare pe care le acumulez, dar nu vine din niște lucruri materiale pe care mi le cumpăr, neapărat, știi? Mm-hmm. Dar sigur că e o fericire de moment când, dacă acum mâine îmi cumpăr o mașină mult mai tare, sigur că am o fericire de moment, știi? Adică 2-3 zile, normal. Prima dată când conduci mașina, te așezi în ea până te obișnuiești cu ea, e o fericire, știi? Normal. Dar peste un an de zile, nu... Cum să zic, deci repet, e o diferență mare dintre o dopamină, știi, de moment, o fericire de moment și din ce strași tu fericirea sau ce te face pe tine fericit zi de zi sau ararom, știi? Mm-hmm. Da, în momentul în care, de exemplu, când tai despre bani și toate lucrurile respective, gândeai versurile alea ca fiind o strategie de impact pentru public sau pur și simplu da. Îți veneau din neantul gândurilor? Era, deci în parte era și o strategie de a te conforma pe ce vor oamenii să audă într-un anumit gen de muzică, adică când strap, despre asta e vorba, știi, ce făceam noi cu Five Gang. Dar pe de altă parte, veneau și din suflet, pentru că într-adevăr, întotdeauna mi-am dorit să, adică și eu în piesele alea cântam despre lucruri materiale, dar cântam de asemenea foarte mult și despre ideea de a avea bani, de a avea putere, de a face lucruri care să conteze, de a faptul de a fi important, nu neapărat de a avea nu știu ce mașină sau nu știu ce pereche de încărțări. Sunt foarte mulți oameni care au o mașină foarte șmecheră sau îi vezi că afișează foarte, foarte mulți bani, da? Dar în realitate importanța lor neapărat ca oameni sau lucrurile, puterea pe care eu au sau importanța pe care eu au și ce lasă în urmă și lucrurile pe care ei le fac, nu contează. Mm-hmm. Nu contează atât de mult cum contează la alți oameni mult mai puternic și mai șmeche decât tip, despre care n-ai spune niciodată că au bani pentru că nu se afișează banii respectiv și nu sunt pe ideea asta de opulență. Noi în Five Gang eram pe ideea de opulență pentru că știam că asta atrage la public și asta voiam să arătăm pentru că era parte din curentul trap de atunci, dar o parte din versuri erau și din suflet pe ideea că vreau să reușesc, pe ideea că oamenii credeau că sunt fraie, credeau de mine și acum uite că am ajuns să redemonstrez anumite lucruri, lucruri care da, veneau din suflet, știi? Spre exemplu, când îi scriu, hai să dau și un exemplu. Spre exemplu, când îi scriu, scriam pentru Gami versul bag mâna în buzunarul stâng, e un tank, bag mâna în buzunarul drept, încă un tank, acel vers era scris pur la Caterinca și fiind conștienți că e o mizerie de vers ordinară, scrisă să râd. Aveați banii pe carduri, în primul rând. Da, n-avea nicio legătură. Deci o parte din versuri erau scrise conștient la Caterinca, în special la partea lui Gami, unde eu mă dezlănțuiam că nu reziceam eu și nu știu de ce când cu Gami aveam așa o, cum să zic, o conexiune și o sinapsele noastre se conectau așa efectiv, încât scriam niște caterinci care veneau foarte bine spuse de el, din gura mea n-ar fi sunat atât de bine. Uh-huh. Deci când îi scriam cu Gami, scriam versuri totale la caterinca, făcute special ca să enerveze, pentru că asta era ideea la Gami. Gami trebuia să fie era enervant, efectiv să te enerveze, să vezi, știi, bă, te puști ăsta cu coșul cum vorbește, dar în același timp să și demonstreze, bă, am aia, bă, am aia, bă, fac aia, bă, sunt șmecher și chiar să fie, că na, Gami e șmecher, totuși ce a realizat și el și la vârsta lui și lucrurile pe care le-a făcut și așa mai departe. Dar după aia la mine, spre exemplu, când aveam un vers într-o piesă, în piesa Scuze și spunea versul, cum spuneam, sor, dar o team cum e gros, prea mult sos, n-are rost, mi-au zis lasă-te boss și acum rezâmbesc de pe copertă de la Forbes, dau un exemplu, uh-huh. Versul ăla vine din suflet, adică versul ăla e un vers foarte true, care vine din suflet, da, că eu am avut foarte mulți oameni care m-au luat la mișto și evident că în momentul în care oamenii chiar te văd pe coperta Forbes, pe bune, știi, unde eu am fost, e o chestie care îți aduce o satisfacție și pentru că ți-ai demonstrat ție în primul rând că nu era cum ziceau ei, știi?
Dar pe tine te-a ajutat chestia asta? Ai funcționat pe bază de motivație negativă? Adică nu știu, dacă era unul care nu, sau care încerca să te descurajeze. Nu mă afecta ce spunea, dar nici nu pot să spun că am o motivație neapărat din asta. Ideea e că cam a fost primul an în care am făcut treaba asta, în care n-am văzut absolut niciun fel de rezultat, dar deja după primul an, adică după 2013, când am început, am intrat în 2014, hai, un an jumate, de la jumătatea lui 2014 de când am făcut eu treaba asta, eu deja începusem să fiu observat de alți vloggeri, de să reg anumite conexiuni și anumite prietenii și anumite relații cu oameni care erau complet diferiți de bura mea de prieteni din Craiova sau oamenii cu care eu mergeam la liceu în Craiova. Și atunci, eu văzând că am deja confirmarea acestor oameni, când spun acești oameni, mă refer că erau niște vloggeri atunci, care erau foarte mari în România, cum era, spre exemplu, Bianca Adam, Mikey H, Sment, like OG, știi, pe vlog. Mm-hmm. Eu în momentul în care am ajuns să încep să vorbesc cu oamenii ăștia, să schimb niște păreri cu ei și am auzit validarea lor pe ceea ce eu făceam și au început de asemenea rezultatele să valideze ce făceam, deja nu mă mai interesa părerea negativă a unor oameni din școala mea generală, pentru că nu, deja eu mă ghidam după alte referințe. Mă ghidam după alți validatori. Care spuneau că... Nu, aia a venit mult după. După aia, după ce eu am ajuns să fiu peste încă câțiva ani, după ce eu am ajuns să acumulez foarte multe cifre și așa mai departe, când aveam un complet alt nivel de încredere în mine și știam mult mai clar ce vreau să fac și aveam un plan foarte clar și așa mai departe, au apărut după aia să apară din oameni din industrie să apară păreri contra. Dar atunci era deja complet altceva. Adică nu... Cum să zic, acest feedback negativ te poate afecta la început. Eu atunci, când începeau să apară gurile astea rele, să spun așa, din industrie sau în perioada aia cu Five Gang, eu deja aveam peste 1 milion de abonați, deja începeam să rurez niște sume, începeam să am primele investiții, începeam să am niște proiecte și deja eram un om care, al cărui creier era ocupat în permanență, de care următorul pas, deja eram foarte ocupat, nu mai aveam timp să mă gândesc la ce zice X sau ce zice Y sau ce părere Z despre mine, pentru că eu deja aveam un plan cam pe un an cu ce vreau să fac cu Five Gang, deja aveam extrem de multe lucruri de făcut, extrem de multe, adică gândește că Five Gang a fost primul meu brand, dacă vrei, pe care l-am creat. Prima dată când n-a mai fost doar despre mine, deja nu mai eram doar eu cu o cameră, a fost primul brand pe care l-am creat și primul pe care l-am creat fără a avea nicio resursă. Dar noi a trebuit să facem foarte multe lucruri, adică deja era un project management acolo, site, concerte, noi am făcut concerte, nu doar că mergeam la concerte, noi am produs două concerte ale noastre, cu tot ce înseamnă business plan, tot ce înseamnă toate astea, sigur, am fost cu alți oameni în proiect și ajutați de alți oameni, ajutați de label-ul la care eram și la care încă suntem, dar deja eram foarte ocupat cu ceea ce făceam, deja voiam să extind toată asta, mărci, ședințe, foto, deja... Cum să spun, eram atât de pasionat și deja îmi trăgeam încă de atunci fericirea din ceea ce făceam atât de mult, încât chiar nu aveam timp să ascult ce zice X, ce zice Y. Apropo de Five Gang, uite, asta să povesteam și înainte de a începe filmarea. Azi vorbeam cu Cătălin Măruț, erau copii, se ducea la o chestie de bubble tea, cam noi când am fost la Viena, ne-a nebunit David cu bubble tea-ul lui și am ajuns într-adevăr să-mi plac atât de mult încât am căutat în ea și am dat și lui Mike, mi-a spargă bule de alea la 55 de ani. Din pahar și așa mai departe. Și îmi povestea, vorbeam cu el azi și Eva din spate, la un moment dat, din discuție în discuție, zic, bă, uite, eu filmez cu Shelly azi, în 2 ore trebuie să vină Shelly la podcast. Și sare Eva și face, da, să-l întreb pe Shelly câte gagici are. Și intervine taxul, îi spune, că are una singură, Eva. Face, atunci câte a avut? Pe lângă întrebarea câte gagici ai avut de la Eva Măruță, de la David Măruță, o întrebare pe care vreau să o cosmetizez și eu în sensul ăsta. Așa. Am întrebat de ce nu mai faci piese cu Five Gang. Eu, în răspunsul, am și auzit în toate vlogurile. Dar trebuie să răspund pentru Eva și pentru David acum. Prima dată trebuie să răspunzi pentru Eva, clar. După care pentru David și ulterior pentru salut, mine. Salut Eva, și... salut David. Deci, hai să luăm cu prima întrebare a Evei. Câte iubite am avut eu înainte să fiu cu Smaranda? Da, da. Nu știu, că noi am numărat, nu știu. Câteva fete, nu am... Nu e un număr de ăsta de Dan Bigzerian, neapărat. Ok. Și acum întrebarea lui David.
de ce s-a destrămat Five Gang. Eu vreau să te întreb altceva mai important de atât din punctul adică vrei să, vrei să distrugi așa întrebarea copilului. Lasă-mă să-i răspund copilului. Răspunde întrebare. Copilului după care... Te rog frumos, o să-ți răspund și ție. Te rog, omul a pus o întrebare. A întrebat de ce mai fac piese. Five Gang nu s-a destrămat, adică noi în continuare avem concerte, ieșim, facem filmări. Sunt invitații în vlogurile mele, dar nu mai facem piese pentru că piesele noastre erau în mare parte o glumă și orice glumă pe care o spui de foarte mult ori, la un moment dat nu mai e atât de amuzantă. Nu știu dacă ai observat. Păi, am și, făcut un an ca ala de la Suceava. Exact. Am văzut cum exact. Merge. Și din acest motiv, cumva proiectul Five Gang nu mai avea unde să se ducă. Nu mai avea unde să se ducă, cel puțin eu și cu colegii mei nu mai vedeam un următor pas pentru Five Gang. Nu mai vedeam alt strat pe care să-l putem adăuga proiectului, un element de noutate care să fie din nou fresh. Și atunci, decât să aștepți ca un proiect să se ducă naibii, să nu-i mai pese nimănui de el, cel mai bine este să-l omori cât timp e foarte sus, ca să rămână, hai, poate omori e un cuvânt foarte dur, cel mai bine este să închei un proiect în momentul în care e încă sus, bravo, să faci un exit, cum ar veni, din proiectul respectiv. Că dacă ții o grumă, mai ales dacă e un proiect din ăsta la Caterinca, care e un proiect foarte ușor de atacat, adică e foarte ușor să ai o părere proastă despre Five Gang. Five Gang, din punct de vedere muzical, în primul rând, nu stă pe o fundație solidă. Din punct de vedere al multor lucruri, nu stă pe o fundație solidă. Tot ce este solid în Five Gang este marketingul foarte bun din spatele produsului, dar... În rest, muzical, repet, fundația este, adică e ceva foarte ușor de criticat sau de atacat, știi, ca produs. Și atunci, dacă tu nu mai vezi încă un strat nou, nu mai vezi încă o chestie de încă un element de surpriză pe care să-l dai oamenilor, încă un element de noutate și de wow, nu poți să cred că au făcut ăștia asta, atunci mai bine pui capăt acelui proiect și te concentrezi pe alte lucruri care au un potențial imens de creștere. Noi cu Five Gang am făcut soldau de două ori la Arenele Romane, record pentru orice trupă, am făcut cel mai urmărit film românesc din ultimii 30 de ani, înainte de Miami Beach, că nu ieșise atunci. Am făcut niște lucruri care deja erau foarte sus și nu mai aveai ce să vin nou în proiectul ăsta, pentru că tot cinci oameni erau care cântam, dar nu cântam de fapt, erau o catering și atunci mai bine închizi, știi? Și te concentrezi pe alte lucruri, că slavă Domnului, am multe lucruri, adică aveam alte idei, știi? Și alte lucruri pe care voiam să le fac, și atunci cel mai bine te concentrezi pe lucruri respective. Ca să îi răspund lui David. Acum... Îți răspund, te salut, David. Întrebarea mea în direcția asta era, dacă tu ai știut de la bun început, nu ziua, nu luna, dacă în perioada în care proiectul își va atinge apogeu și când, dacă a fost calculat momentul în care se încheie treaba. Da, nu prea a fost, nu. Noi aveam, adică noi știam de mult că vrem să închidem proiectul. Noi de la primul film Five Gang ne-am dat seama că cumva am atins un tavan, un plafon, să spun așa. Voi am care? Că-s inclusiv... curios și de chestia asta, iartă-mă că intru în intimitatea asta. Tu cu cine? Bă, cred că... am mai vorbit despre asta și cu Gami și cu Mădărin, dar cred că foarte mult eu singur, adică am analizat lucrurile astea și eu acum, cel puțin ce vorbesc din analiza mea personală și proprie. Nu știu. Okay. Știu că poate Gami sau Mădărin ar fi poate de altă părere cu mine, însă eu încă din 2019 am simțit că proiectul cumva... Și a atins un oarecare apogeu de unde va fi greu să crească mai mult. La un moment dat chiar am luat în calcul, nu știu dacă ei știu asta, dar am luat în calcul să opresc proiectul inclusiv de la primul film Five Gang din 2019 ca o strategie de lansare a filmului. Nu a fost nevoie însă de asta, fiindcă filmul a mers extraordinar de bine și atunci am zis, bă, filmul mergând atât de bine, clar mai este loc să facem lucruri. Dar în continuare n-am știut ce să facem să mai adorăm încă un strat, pentru că asta e o chestie, să nu fii victima propriului succes în momentul în care tu ai făcut un produs cinematografic care, deși nu este extraordinar din punct de vedere al conținutului, al scenariului sau al poveștii, a reușit să detroneze tot ce s-a întâmplat în filmul românesc în ultimii 30 de ani de la Revoluție încoace, e foarte greu să te gândești, bă, ce urmează să fac, what's my next move, care e următoarea mea mișcare, având în vedere că, repet, la fel ca la muzică, filmul Five Gang, primul, fundația lui nu e solidă, iar e și un film foarte ușor de atacat. El nu stă pe o fundație solidă de actorie scenaristică sau regie sau nimic, știi? Singura fundație solidă pe care o are este bugetul. Campania... Nici măcar. Bugetul a fost mic pentru un film. Bugetul la primul Five Gang a fost un buget... E un buget mic pentru ce firme se pot face, da. Evident, chiar și în România. Și atunci, singura lui fundație solidă era produsul de marketing și strategia de marketing. Și atunci nu l-am închis. Când a venit cu concertul Five Gang de la Romexpo, am zis că ar fi momentul bun să închidem, pentru că ne-am dat seama și de... primul rând, că interesul nu mai era la fel din vânzările de bilete care trebuiau să fie crescute și am zis, băi, this is it. Adică noi clar nu o să mai facem un alt concert la fel de mare după ăsta de la Romexpo.
Nu o să mai avem un concert la scenă deschisă cu intrare plătită. Atenție, nu vorbesc de intrare liberă, că la intrare liberă tu poți să ai 50.000 de oameni în față dacă te duci la, știu eu, la Forța Zus sau la un concert sau la o chestie și chiar dacă tu n-ai vinde poate nici 1.000 de bilete. Eu vorbesc pe intrări plătite acum. Ne-am dat seama că interesul nemai fiind același, bă, oricum peste un an o să mai facem încă un concert, știu eu ce concert s-a organizat de noi super imens. Why not end it here? Să o facem într-un moment oportun ca să avem o ieșire foarte mișto cu ultimul concert, să fie un concert unde să fie prins, să nu fie capacitatea la jumătate. Ceea ce am și reușit, anunțând că închidem proiectul înainte. Ultimul concert a fost grandios, știi? Mm-hmm. Concertul din septembrie, chiar cu un an. La când s-a dat examenul la Barou, nu? Exact, era cu examenul la Barou, unde am bruiat cu probele de sunet examenul de la Barou, frate, fără să știm. Vina, nici nu știu a cui săracii, să zic. Săracii, că altfel jucau în siuță aia de opitat. Noi n-am, îți dai seama că noi eram noi, n-aveam nici cea mai mică idee, n-am fost evident informați de asta, s-a închiriat un spațiu de către organizatorul evenimentului, în fine. Da, și atunci a fost bine că am anunțat că închidem atunci, pentru că am avut o ieșire, puternică, un exit puternic, să zic așa, grandios. Și uite-mă în spate, cred că e bine că am închis proiectul atunci când l-am închis. Uite, apropo de treaba asta cu marketingul, care într-adevăr mie mi se pare că dacă există niște oameni de la care ai putea să înveți să faci marketing, clar, tu ești unul dintre ei, cei de top din România la momentul actual, pentru că ai dovedit-o prin 11.000 de lucruri pe care le-ai făcut. Prin multe șprițuri de ale mele în care stau și vorbesc vrute și nevrute, evident că la un moment dat a existat și această gândire. Și o să fac o paralelă și la subiectul cu examenul de la Barou, de când se... voi susțineați concertul la Roma Expo, ultimul concert Five Gang, și o să fac și o paralelă cu știrile care tot apar despre tine pe toate canalele astea de știri în mare proporții. Și de acolo vin tot soiul de articole din ziar, de pe la toate publicațiile și așa mai departe. Și ne gândeam dacă nu cumva există o idee prin care chiar tu să cauți niște, să întreprinzi anumite acțiuni care știi că vor stârni de fiecare dată atenția presei și că în felul ăsta subiectul se va duce din ce în ce mai departe. Te gândești la asta, evident că te gândești la asta, dar e foarte important, atenția presei poate să fie bună, poate să fie rea, dar e foarte important ca ceea ce faci tu să nu fie menit ca să atragă atenție negativă a presei, știi? Adică eu pot să gândesc o chestie în prealabil, să zic, băi, fac asta și pentru că o să fie un subiect de discuție sau de dezbatere, știi? Dar nu mă apuc să fac ceva penibil, nu mă apuc să mă măscărez, nu mă apuc să fac niște tâmpenii doar ca să apară la televizor, știi? Dar pot să-i încarc, adică evident eu la armată mă așteptam să se întâmple ceea ce s-a întâmplat. Ok. Adică nu pot să spun că am fost neapărat surprins de faptul că a fost preluat în presă. Am fost dezamăgit, dacă vrei, de cât de ușor a fost să atac ceea ce îi spuneau. Adică dacă eu eram acolo, m-aș fi documentat mult mai riguros ca să vin cu o părere negativă, ca să nu fiu ușor de demontat părerea respectivă. Păi da, adică tu ai demontat-o în fața publicului tău, în fața publicului de la România TV și de la Antena 3, tu în continuare ești o pușlama, ești pe același nivel cu Micula, care da, s-a îmbrăcat în polițist. De acord, dar puteau să se chinuie mai mult încât să nu fie atât de ușor de demontat, nici măcar în fața audienței mele, punctele lor de vedere. Oricum tu n-ai cum să intri acolo, să accesezi acolo, să schimbi părerea publicului respectiv, știi? Dar... evident că pentru, nu știu, unica RTV nici măcar nu e o miză să ajungă la publicul meu, nu interesează. Adică pe ei nu interesează publicul meu sau ce părere are publicul meu de tineri despre ei, pentru că oricum nu urmăresc, nu sunt în target și nici nu și-au propus vreodată să atragă acest public, știi? Mm-hmm. Dar, acestea fiind spuse, eu dacă aș fi lucrat în televiziune și aș vrea să vin cu o critică asupra unui tip din online, aș documenta mai bine și dacă aș avea o părere negativă, ar fi mai bine documentată și mai bine construită, sta pe o fundație mai solidă, ca să nu fie atât de ușor de demontat sau atacat. Dar, adică eu nici măcar n-ar trebui să mă chinui știrea asta cu armata, să demontez ce. Știi, adică era și modul care... La mea pene. Asta odată, dar doi... Până la urmă despre asta era... Da, dar ei au divagat discuția, era de fapt influencerul controversat care a făcut o petrecere cu maneriști când am primit 20 de ani, adică de fapt dezbaterea s-a dus în altă parte. Da, Shelly, dar acum hai să uite că mi-ai servit-o la fileu pe asta. În momentul în care ai făcut petrecerea cu maneriști, tu știai clar că aia se va răscoli în presă.
Și atunci puteți să faci două chestiuni. Bă, ori fac petrecerea cu Maneliș, că pe bune acum, nu ești singurul care ai tras băute în pandemie. Toată lumea făcea asta. Să nu ne mințim. Puteți să o faci pe discreție și nimeni să nu știe că s-a întâmplat asta decât între în cercul vostru de apropiați. Sau puteți să o faci cu instastory-uri și cu filmări în așa fel încât să se rostogorească în toată presa. Ai perfectă dreptate. Dar, țin să te întreb, cu toate că a fost extrem de publică întâmplarea respectivă, tu aici când ai venit și ai deschis podcastul, dau un exemplu și mi-ai făcut o introducere, nu cred că ai considerat atât de important acest element, spre exemplu că am avut o petrecere cu Țancă de ziua mea, încât să menționez în introducere. Adică nu e ceva ce... Nu e ceva... Iartă-mă, Țancă! Eu sunt de acord, chestia a fost publică și a acaparat atenția publică în perioada respectivă, am înțeles asta, e o chestie pe care mi-am asumat-o, evident în momentul în care s-a afirmat, dar în același timp, cred că suntem de acord asupra faptului că nu e o chestie care să mă caracterizeze sau să, dacă trebuie să faci un text despre mine în 15 cuvinte, nu cred că e o chestie pe care să o amintești în alea 15 cuvinte, să zic așa, știi? E o chestie pe care am făcut-o, evident, dar în 650 de videoclipuri făcute pe YouTube, între reality show-urile pe care le fac, între filmele pe care le produc în momentul ăsta, că mai produc acum încă un film care este în decembrie, nu cred că asta care cu film? Faptul că am făcut... Vin se numește Romina VTM, se numește. Romina, să ne întoarcem la subiect, că nu știam despre ce vorba. Să zic despre după. Am văzut story-uri și la tine și la Bro săptămâna trecută. Da, asta zic, adică e o chestie care s-a întâmplat cu siguranță, dar nu cred că e atât de important încât să fie o caracteristică definitorie a mea, știi? Și eu de asta m-am legat când am vorbit de presă. Băi, stai un pic, eu nu pot fi descris drept influencer controversat care făcea petreceri în pandemie, adică trebuie să fii cu adevărat vădit, rău intenționat, ca astea să fie primele lucruri pe care tu le spui într-o introducere despre mine. N-ai cum, dintre tot ceea ce fac eu și tot ceea ce am făcut și tot ceea ce am demonstrat și toate proiectele pe care am creat, toată valoarea pe care am adus-o și am construit-o și echipele de oameni și tot, asta să fie prima chestie care mă definește. Imposibil, adică sper că nu sunt eu subiectiv, știi? Și de asta spun, eu regat de asta m-am luat. Regat de petrecerea în sine, cu siguranță a fost o greșeală făcută din partea mea, influențat fiind de cantitatea de alcool pe care o băusem, să fac anumite story-uri atunci, care evident că s-au propagat în spațiu public, lucruri pe care mi le-am asumat, am explicat la momentul respectiv ce s-a întâmplat și mi-am spus partea de poveste și am acceptat criticile legate de asta. Dar eu tot ce spun e că nu e o chestie care să te definească. Adică nu poți să spui despre mine când mă introduci, asta să fie prima chestie pe care o spui, trebuie să fii rău intenționat. Sau să nu fii foarte creativ și să nu prea-ți pese de altfel, din punctul meu de vedere, de calitatea actului, care nu mai poți să-l mai numești neapărat jurnalistic, dar pentru un titlu care să fie în antiteză cu imaginea ta coroborată cu cea a Ministerului Apărării Naționale când e războiul la granița de lângă noi și așa mai departe, într-o perioadă atât de sensibilă, antiteza perfectă era cu petrecerile cu Manele, că n-ar fi sunat bine sub nicio formă un titlu în care să fie spus Andrei Șelaru, primul producător de film care a bătut toate recordurile din 30 de ani de după Revoluție la încasări ale unui film în cinematografele românești, iată, se asociază în imagine cu armata română. De acord cu tine, dar de asta... Nicio babă nu se mai uita. De asta o astfel de portretizare a mea impune o replică. Din partea mea, nu? Categoric, da. Și de ceea asta... ce mie mi se pare că din toată ecuația asta, de fiecare dată tu ești cel mai câștigat. Adică... Să mă ajute Dumnezeu, adică... Doamne ajută, să fie așa cum spui tu. Eu cred în continuare că ceea ce s-a spus despre mine are și un impact negativ într-un rând de populație pe care eu momentan nu-l accesez, dar care poate la un moment dat voi vrea să-l accesez. De ce nu? Și va fi foarte greu să îl accesez în momentul în care am avut o primă impresie sau o primă introducere făcută în acest mod. Însă dacă privești strict ca cifre în online și strict raportat la publicul meu, da, eu în fața lor mei câștig, în fața celor 3 milioane de oameni care mă urmăresc, da, eu câștig. Că pare că vine un gigant, știi, adică niște oameni mult mai puternici decât mine, totuși vorbim de televiziuni, niște caracatițe cu niște, cum să spun, niște conexiuni și niște afilieri foarte puternice în această țară și în acest sistem. Și eu, evident, sunt the small guy, care e un fel de David și Goliat. Evident că în fața publicului meu eu câștig, că pare că sunt eu ăla care, știi, dar în imaginea de ansamblu și în fața publicului care se uită, de fapt, la acele televiziuni, nu știu cât de mult câștig. Și atunci, din nou, it's all about
perspectiv. O să revenim puțin la publicul respectiv pe care poate s-ar putea să vrei să-l atingi mai încolo. O altă chestie pe care vreau să o discut cu tine e dacă, uite, apropo de maneaua, de petrecerea cu manele, da? Și de o ieșire la mai mult alcool. Mie mi se pare că, consumat, mie mi se pare că memoria colectivă e de foarte scurtă durată și asta o demonstrează foarte multe dintre persoanele publice care au tot dat-o de gard prin România de foarte multe ori și nu numai în România, peste tot în lume. Nu vreau să intrăm foarte mult în analiza subiectului, că a fost, de exemplu, personajul verii, George Buhnici, cu declarațiile respective, ulterior a pierdut niște contracte, vara trecută a fost Micuțul care a făcut Karate Kid pe aici, pe la Calea Victoriei, la fel a pierdut niște contracte, după care lumea a mai uitat, bine, și Micuțul a lăsat-o să moară, nu ca Buhnici, da. Au început să vorbească despre conspirații. Și așa mai departe. Și vreau să te întreb cât de tare te sperii, apropo și de treaba asta, cu dacă mâine internetul ar dispărea, care nu există această ipoteză, cât de tare te sperie sau cât de mult ești, cât de atent ești la lucrurile care ar putea să strânească o controversă real problematică despre tine. Nu o porcărie de asta că dădeau examen la barou și din cauza ta nu s-au putut concentra. Da. Nu, ideea e așa, că sunt atent prin natura mea și prin firea mea, adică eu mi-am asumat niște lucruri în momentul în care am decis să fiu persoană publică. Unul dintre ele este că tot ceea ce faci în public este văzut, poate fi văzut și evident folosit împotriva ta, motiv pentru care sunt foarte atent la tot ceea ce spun. Am avut întotdeauna atenție să am o conduită, cum să spun așa, ok în public, să transmit mesaje pozitive, să nu am anumite derapaje pe care toți le putem avea, că e natural, poate vrei să faci o glumă, se înțelege greșit, pare că încurajezi tinerii, nu știu, la ceva anume, dar tu de fapt doar ai vrut să faci o glumă, astfel de lucruri se pot întâmpla. A fost întotdeauna foarte atent, dar nu din vreo frică neapărat. Aici sunt două, cum să spun eu, Radu, două probleme diferite. De fapt, nu e o singură problemă, sunt două probleme diferite și la Burni și la toată lumea. E problema odată cu publicul, că domnule, o să-mi iau niște hate. Deci e problema de percepție publică. Doi, e problema de bani și de pierdere de contracte. Astea sunt două probleme distincte. Atunci hai să luăm pe rând, din perspectiva de percepție publică, îți spun și de ce, pentru că lucrurile astea pot fi foarte diferite, adică tu, spre exemplu, poți pierzi niște contracte, dar percepția publică să fie de partea ta dacă stai să privești din imaginea de ansamblu. Sigur, să existe controversă. Cum a fost la Micuțul, de exemplu. Exact. Deci aici sunt două probleme diferite și așa că o să le iau pe rând, să zic așa. Când vine vorba de percepția publică, de ce zic oamenii despre mine dacă fac un anumit lucru, eu mi-am construit cumva o cultură în comunitatea mea și așa mai departe, o cultură a asumării, în care n-am venit niciodată să spun că eu sunt vreun model, nu m-am dat niciodată nici vreo victimă, nu am astfel de asumări pe care le fac despre mine, cum că eu aș fi omul perfect sau așa mai departe. Cu toate acestea am fost de fiecare dată foarte atent și am încercat de fiecare dată să transmit niște mesaje pozitive și am și un istoric care o dovedește. Adică, din punct de vedere al percepției publice, dacă eu mâine fac o greșeală, bine, evident, acum depinde și ce greșeală faci, dar dacă spun o porcărie și așa mai departe, din punct de vedere al oamenilor care mă urmăresc pe mine și care sunt cu adevărat oameni din comunitatea mea, oameni care sunt cu adevărat fane a ceea ce fac eu, nu mă refer la publicul de la televizor care poate știe două, trei chestii despre mine, oamenii aceia știu, uitându-se în spate la ceea ce am făcut eu, că nu e ceva, că ceea ce am zis dacă am greșit nu e ceva ce mă reprezintă, că am un istoric în care întotdeauna am încercat să transmit mesaje pozitive, întotdeauna am fost un tip care și-a văzut de treaba lui, care și-a văzut de feria lui, nu îmi place să vorbesc despre alți oameni, nu îmi place să mă iau de ceea ce fac alți oameni, în general eu întotdeauna mi-am văzut de taraua mea, am avut grijă de mine, să cresc, să excelez. Vine vorba de problema 2, problema că ar putea să pierzi business, asta e o problemă comercială, dacă vrei, de ordin comercial, nu are nicio legătură cu percepția publică și aici evident despre a realiza cât de dependent ești de anumite lucruri. Spre exemplu, eu de ani de zile, la un moment dat în parcursul meu cu câțiva ani, am realizat că este o problemă, nu din punct de vedere de cancer sau de altceva, dar am realizat că e o problemă ca 85-90% din veniturile tale să vină doar din contracte de publicitate, întrucât contractele de publicitate, bugetele din acea zonă sunt evident în mâna unor, să zic, nu știu, sub 100 de oameni, da? Care evident că oamenii au și ei convingerile lor politice, au și ei convingerile lor sociale, au și ei copii și privesc lucrurile poate prin perspectiva copiilor lor, sunt niște oameni subiectivi pentru că toți suntem subiectivi, nu avem cum să fim obiectivi și atunci eu mi-am dat seama că sunt la un risc comercial, fără să discutăm de percepție publică, mi-am dat seama că este un risc comercial asupra business-ului meu, da, pe care l-am, care o să depind ca cifră de afaceri, ca venituri în proporție de 90% de niște contracte comerciale cu niște branduri unde sunt
niște oameni care controlează niște bugete. În momentul în care am început să diversific foarte mult lucrurile pe care le fac. Și acum nu... Acum dacă eu aș fi într-o perioadă de 3, 4, 5 luni în care aș pierde niște contracte, mă refuz să cred că ar exista un motiv valid să se întâmple asta, având în vedere ceea ce fac eu, dar chiar și dacă s-ar întâmpla, pentru mine nu ar fi un capăt de țară, pentru că eu nu depind financiar atât de mult de, cum spun, de reclamele pe care le fac. Eu am multe alte lucruri în paralel, am produse pe care le vând direct către oameni, am de asemenea alte business-uri în care sunt implicat, unde nu-mi folosesc imaginea și nu e fața mea pusă acolo. Și toate astea le-am făcut în special pentru că nu sunt genul de om care să stea liniștit dacă știe că are toate ore în același coș, știi? Sigur că da. Și nu-mi place să știu și întotdeauna eu niciodată n-am harit autoritatea, ca să se înțelegi despre mine, n-am harit niciodată autoritatea, niciodată n-am putut să stau liniștit sau să dorm liniștit știind că eu depind de anumite lucruri sau că nu aș putea să spun anumite lucruri de frica de a nu pierde anumiți bani, pentru că s-ar putea să spun un lucru care să fie în contradicție cu o părere pe care cineva o are care controlează un anumit buget. Eu asta n-am suportat niciodată și e una dintre chestiile care mă definesc, această iubire a libertății de exprimare. Și eu sunt foarte pornit pe chestia asta, că fiecare om ar trebui să poată să spună părerea chiar dacă e una greșită. Nu sunt un fan al cenzurii și nu sunt un fan al cenzurării oamenilor pe motiv că nu au dreptate. Chiar dacă poate, adică tu poți să stai aici în fața mea, să spui niște bariverne totale care eu n-aș fi niciodată de acord, dar în continuare cred că ai dreptul să le spui și n-ar trebui să fii interzis pentru că îți pui o părere diferită de a mea. Și atunci întotdeauna am căutat să fiu independent în ceea ce fac și să am foarte multe surse de venit încât business-ul meu și activitatea mea comercială să nu influențeze opiniile mele și ceea ce vreau eu să le transmit oamenilor. Mm-hmm. Sigur că ele în acest moment se aliniază și cu valorile pe care brandurile le transmit, pentru că trăim într-o societate în care brandurile în general promovează valori sănătoase, cel puțin la nivel de PR, ceea ce fac, nu mă refer la acțiuni, da. Mă refer la ceea ce promovează, știi? Dar dacă eu la un moment dat o să am o părere care o să fie, poate nu o să fie în concordanță cu părerea, știu eu, cu generală, părerea generală pe subiect, vreau să am libertatea de a o spune fără să-mi fie frică de repercusiune, atâta timp cât o spun într-un mod civilizat, atâta timp cât nu instig la așa, atâta timp cât nu jignesc pe nimeni și pur și simplu am o dezbatere cu tine și îmi spun o convingere sau o părere într-un mod civilizat, repet, vreau să am libertatea să fac acest lucru fără să sufăr comercial. De asta fac atâtea lucruri, de asta sunt în atâtea locuri, de asta nu mă concentrez doar pe ceea ce vezi pe canalul meu de YouTube sau pe TikTok-ul meu și fac multe alte lucruri în paralel. Deci de asta conținutul tău cred că este atât de calitativ, pentru că până la urmă e momentul în care tot ceea ce faci tu în cariera ta de content creator ajunge să fie dictat de ceea ce trebuie să livrezi către branduri și agenții de publicitate. Nu prea poți să te mai focusezi pe autenticitate în contentul tău, adică... Da și nu, uite, eu în același timp eu am un procent foarte mare de conținut care este branding și am o relație extraordinară, îmi place mie să cred, cu agențiile de publicitate și cu brandurile și întotdeauna am găsit căi de mijloc și întotdeauna am negociat și întotdeauna am fost fair unii față de ceilalți și nu prea am avut probleme. Adică corporațiile cu care lucrez, brandurile cu care lucrez, foarte rar s-a întâmplat să fim în neconcordanță pe ceea ce vrem să comunicăm sau pe modul în care eu mă exprim și așa mai departe. Însă, acestea fiind spuse, chiar dacă eu astăzi cu tine suntem pe aceeași lungime de undă, nu-mi place să depind de tine, nu-mi place să depind de nimeni, nu-mi place să depind nici de mama sau de tata, de asta am început să fac ceea ce făceam de mic. Da, dar chiar și așa, uite, referitor strict la calitatea conținutului postat, că la asta mă refer, că știi că, uite, de exemplu, multă lume îl acuză pe Buhnici că el ia bani pentru review-uri. Lucru pe care n-ai cum să-l dovedești. Nu e ca în treaba cu armata, nici el n-a apărut vreodată să dezmintă treaba asta, pentru că ar putea să o facă foarte ușor și atunci de asta și planează chestiunea asta. Dar nu el mi se pare cea mai mare problemă. Eu m-am săturat de ieftineala asta în reclamă, adică ca și user de social media, m-am săturat să deschid ceva și să văd o plasare de aia de produs. Haideți să vă povestesc despre... La mine preferata mea este foarte mult m-ați întrebat exact. Nu te-a întrebat nimeni, bă, știi, exact. Da, e foarte tare textul. Foarte mulți m-ați întrebat despre noua, știi, nu te-a întrebat, regit, nu te-a întrebat nimeni despre crema respectivă. Și sunt niște fracturi, efectiv, de logică în momentul respectiv. Și fracturi și facturi de logică. Și atunci, în momentul în care, uite, îți dau cel mai mic exemplu.
integrez un brand ca, nu știu, Noodle Pack, da? Eu am auzit de Noodle Pack și habar n-aveam că-s români. După aia, printr-un prieten de la Suceava, am aflat că de fapt de la Suceava și așa mai departe, de-aia am auzit de Noodle Pack când ai făcut cu Mădălin Șerban la muncă. Da? Da, ai o integrare foarte premium a brandului și foarte scumpă, de altfel, știi, mm-hmm. să fii într-un episod din La Muncă, tocmai pentru că nu este reclama tradițională. Noi acolo ce facem în seria La Muncă pentru un brand, practic, noi nu suntem personajul principal. Brandul este personajul principal în La Muncă, adică brandul și nu neapărat brandul în sine, ci colectivul de angajați de acolo este personajul principal. Noi acolo ce facem este că venim și spunem povestea colectivului de angajați. În fiecare episod, angajații sunt un focus principal, angajații sunt mentorii noștri, angajații reacționează la ceea ce noi facem în locurile de muncă în timp ce le facem lor meseriile. Și angajații servesc ca o mărturie din interiorul companiei, dacă vrei, despre cât de cool e să lucrezi acolo, adică indien pentru un brand La Muncă, este cel mai bun tur de employer marketing pe care pot avea în prezent către generația Z și către oameni între 20 și 27, 8 de ani. Categoric, da. Dar evident că e diferit un episod de La Muncă și ca preț, și ca producție, și ca planificare, și ca tot, de două instastory-uri plătite, că și eu mai am anumite reclame care par mai puțin naturale decât altele și eu spun aceste lucruri, adică spun, bă, facem cum vezi voi, că până la urmă, na, eu, la rândul meu, fiind în anumite situații, de multe ori eu plătesc anumite servicii de reclamă pentru alte chestii care sunt implicate și mai departe, eu îmi place, dacă plătesc, să primești ceea ce cer și așa le spun și eu unor branduri cu care poate ei vor să comunice un pic nenatural sau în afara stilului meu, le zic, bă, eu n-am o problemă să livrez mesajul așa cum îl vreți voi, că pot să găsesc o cale de mijloc, nu e o problemă. Până la urmă, voi plătiți și la fel dacă eu aș plăti, mi-ar plăcea să fie un pic ca mine, că eu sunt clientul, dar cu cât primez mai multă libertate creativă, cu atât mesajul va fi mai mișto integrat și va fi mai bine făcut și va fi ceva cu care oamenii mei care se uită la mine se poate identifica. Atunci e diferență de la brand la brand, dar poziționarea în La Muncă, cu siguranță pe partea de employer branding, pe partea de awareness când vine vorba de angajați, pe partea de rezolvarea problemei cu forță de muncă, e unul dintre cele mai puternice unelte pe care un brand din România le are în zilele noastre. Și se vede în cifre în primul și în primul rând, adică cifrele sunt absolut senzaționale la toate episoadele din La Muncă și nu neapărat, uite, bine să zicem că asta este mega premium și oricum n-a deranjat pe nimeni, da? Păi adică da, n-a deranjat pe nimeni că scria Dristor pe tine și pe Alex Vele. Da, reclamele premium nu trebuie să deranjeze, adică doar pentru că un brand plătește mult nu înseamnă că trebuie să fie in your face, înseamnă că reclama eficientă, reclama cap-coadă trebuie să fie una foarte eficientă. Acum, când vine vorba de La Muncă, ca oamenii să înțeleagă, nu toate episoadele sunt branded. Avem câteva episoade branded, majoritatea sunt non-branded. Mm-hmm. Adică noi La Muncă reușim să fie profitabil cu câteva episoade branded, restul costurilor de producție, care sunt destul de măricere, adică vorbim de 3-4 mii de euro pe episod, poate chiar mai mult, restul costurilor de producție la episoadele non-branded reușesc să fie acoperite de acele câteva episoade branded. Dar ca oamenii să știe, La Muncă nu e o serie în care facem episod de reclamă la un anumit loc de muncă. Spre exemplu, la episodul cu gunoier, episodul cu armata, episodul cu alpinismul utilitar, episodul cu pescăriarul Matei, episodul cu... Bine, în episodul cu alpinismul utilitar ați mâncat cremvuș de aia. Da, nu a fost, aia a fost un insert, nu a fost un o integrare, da. A fost un insert, e ceva complet separat de a lucra, de a avea un parteneriat cu locul de muncă fizic în care lucrezi. Dar ce am observat eu e că într-adevăr e foarte eficient pentru că ce se întâmplă, oamenii de acasă se îndrăgostesc de angajat. Adică în momentul în care vezi cât de cool sunt angajații și în momentul în care îi faci parte din poveste și în momentul în care îi iei interviuri și îi iei testimoniare și le pui întrebări atipice. Uite, dau un exemplu chiar de la episodul cu Mădălin de la Nudăr, unde noi am întrebat-o pe o angajată, fată foarte drăguță și lucrea de puțin timp acolo și am întrebat-o care e cea mai mare boacănă pe care tu ai făcut-o de când lucrezi aici. O întrebare foarte netradițională, să spun, și era departamentul marketing de la Nudăr, nici ei nu știau, adică n-au intervenit nici cum, dar și ei stau acolo, erau curios ce o să zică, știi, să nu zică ceva prost. Și fata a fost foarte naturală și a zis, da, mă, odată am încurcat furtunul de la Ripton cu ăsta de la... Vidange. Am încurcat tonomatul de sucuri, da. Am încurcat Cola cu Ripton, Pepsi cu whatever, ce brand-uri au ei acolo, am încurcat ăsta de iced tea cu ăsta de Cola, cum ar veni, știi? Și veneau clienții și se întrebau, domnule, ce mi-ați dat aici? Așa, au fost foarte mulți clienți nemulțumiți. Ei, dar faptul că ea a zis asta, știi, la mine în episod și a zis-o așa foarte natural și foarte, cum să zic, ca și cum îi părea rău, dar în același timp o întâmplare amuzantă, a făcut oamenii de acasă
să se îndrăgostească de fata aia, de locul de muncă, să zică, wow, ce tare că uite, oamenii aici vorbesc deschis, nu e un loc de muncă din ăsta restrictiv, unde toată lumea, domne, noi avem angajații perfecți și e un mediu natural, unde oamenii sunt naturali, sunt autentici, noi asta vrem să arătăm, știi? Și asta e cea mai mare muncă de convingere cu brandurile la muncă, știi? Că, la fel ca când un om vine la mine acasă, știi cum e, faci curat, totul și e... Și eu le zic, băi, nu trebuie să fie, adică nu trebuie să stea toți angajații drepți, nu trebuie să-i întreb cum e aici și ei zic că este extraordinar să lucrez aici. De când lucrez aici, am parte doar de fericire, știi? Deci, nu așa va sparge sticla episodul. Episodul va sparge sticla, dacă oamenii de acasă văd că acolo e un colectiv de angajați mișto, oameni care au și Caterin Cănii, dar sunt și serioși la muncă, oameni care au o anumită chimie și o anumită prietenie între ei. Și noi asta încercăm să arătăm de fiecare dată. Ai văzut că la testimoniale la muncă, de obicei am început să am câte doi angajați. Și mereu unul dintre ei vorbește despre ceva, nu că ăsta e mai serios, nu că ăsta, adică noi încercăm să spunem poveștile acelor oameni. Și când vorbim de angajați de agenți de salubritate și când vorbim de game tester, că am lucrat la Ubisoft, da. Băi, vrem să spunem povestea angajaților și cred că da, așa, dacă îi folosești așa la muncă, e un tool foarte eficient de employer marketing. Da, și într-adevăr, adică e o chestie care, uite, spre exemplu, eu consum conținut din toate zonele posibile și imposibile, în primul rând ca să încerc să fiu la curent, dar seria asta de la muncă am urmărit-o cu toată plăcerea, adică de fiecare dată când apărea o chestie nouă, Deci am zis, domne, bă, dă să mă uit, la fel cum mi-a sărit în... În momentul în care ai făcut platoul ăsta pentru Minte Mă Frumos și celelalte formate pe care le-am urmărit strict din curiozitatea profesională, dar și acolo, uite, apropo de plasări, am văzut chestia aia pe care ai făcut-o într-un mod foarte inteligent și foarte mișto, deloc invaziv, cu brandul care, cred că, nu încerc să-mi aduc aminte despre cine era vorba, care v-a furnizat mobilierul pentru platou. Da, Homelux. Așa, foarte mișto făcută chestia respectivă. Absolut foarte mișto și dacă eu, de exemplu, mă uitam și îmi plăcea și, nu știu, ziceam că am o grădină pe care vreau să o amenajez, bă, mă tăia capul să intru, bă, de să văd eu, că uite, canapeaua asta mi-a zis omul de unde e. Nu, ne-ați întrebat cu toții de unde avem decorul ăsta, care e așa de frumos. Da, pentru că avantajul e că eu am aceste formate care se împart în două, se împart în reality și game show, dar pe lângă asta am venit cu Dau din Casă, care e formatul ăsta unde e foarte apropiat de rădăcinile vlogging-ului. Sunt doar eu cu o cameră fără echipa mea, sunt doar eu povestind ce am mai făcut, pentru că mi-am dat seama că, cel puțin de un an încoace, eu făcând atât de multe chestii și... Uite, cum zic, fac decorul, fac aia, acum îmi amenajez biroul, în același timp gândesc niște formate, oamenii nu mai sunt la curent neapărat cu ce fac eu. Și de asta am creat Dau din Casă, ca o contrabalansare pentru formatele pe care le fac, oamenii să vadă care e activitatea mea de zi cu zi. Și atunci, eu cum am integrat... Că e weekly vlog-ul, da, cum ar veni. Da, ce am mai făcut eu? Eu cum am integrat, spre exemplu, Homelux, știi? A fost natural pentru că eu, în loc să îi fac o recreamă, să zic că am venit la Homelux, eu aveam un motiv pentru care eram acolo. Eu legitim trebuia să iau piesele respective de mobilier și împreună cu echipa de set design, da? Să facem acel platou în timp de 5 ore. Adică era o problemă legitimă, n-am inventat o problemă. Adică era că se poate de legitim că noi filmam în seara aia și platou nu exista și trebuia să luăm și să-l ducem acolo, știi? Și seria Dau din Casă e foarte bună, știi, ca să integrezi branduri de genul ăsta, că sunt parte din soluție. Adică ai o promovare eficientă, pentru că Homelux nu este doar un alt brand la care tu te-ai oprit fără un motiv. Adică am trecut și eu pe aici, pe la DN1 Value Center, până unde faci 40 de minute, fără motiv, ca să vă prezint. Nu, eu am trecut aici, m-am dus aici dintr-un motiv foarte clar. Adică în acest scenariu, Homelux este erou. Brandul este erou. Brandul reprezintă soluția la problema ta. Nu m-am dus acolo, am dus și eu pe aici să vă arăt o piesă de mobilier, dar știi, dar de ce te-ai dus până aici? Păi de dragul vostru că mi s-a părut foarte interesant acest show, știi? Adică nu se duce nimeni de până acolo, știi, dacă n-ai o treabă, știi? Bun, prieteni, iată, a sosit momentul să aflăm câștigătorii biletelor la filmul Team Building, exact așa cum vă anunțam. Știți foarte bine, cei care ați urmărit podcastul cu Romania și Anca Dinicu, cel postat săptămâna trecută aici la noi pe canal, știți foarte bine faptul că acolo am lansat un concurs și anume dacă ați comentat în secțiunea de comentarii, nu de chat live, a clipului de pe YouTube, cu construcția vreau la film, ei bine, comentariul vostru intră automat în concurs, așadar noi vom selecta 5 astfel de comentarii, în total clipul are 200 și ceva de comentarii, dar doar 134 dintre ele conțin construcția vreau la film, așadar din cele 134 vom selecta 5 câștigători chiar acum, folosind un soft random.
Iată, primul câștigător, doamnelor și domnilor, Sorin Ianăș. Mai departe, al doilea câștigător, doamnelor și domnilor, Gabriela Băjenaru, câștigătorul cu numărul 3, urmează Alexia Blanariu sau Blanariu, câștigătorul cu numărul 4 este Roxana, iar ultimul câștigător, Luca Ana. Așadar, cei 5 care v-ați auzit numele, vă rog frumos să ne scrieți pe adresa de e-mail contact@rondraduțibulca.ro pentru a putea intra în legătură cu noi și, bineînțeles, pentru a putea intra în posesia biletelor la film. Iar pentru faptul că, așa cum vă spuneam, Mircea Bravo a lansat și el un film mirciulică, film pe care eu l-am văzut de două ori, nu odată, și pe care vi-l recomand către vizionare cu tot sufletul și cu toată încrederea, pentru că aveți o grămadă de motive să o faceți și pentru că vă garantez că vă va plăcea foarte mult. Ei bine, exact același concurs îl anunțăm pentru filmul Mirciulică. Așadar, dacă în secțiunea de comentarii scrieți Mirciulică, comentariul vostru intră automat în concurs, iar săptămâna viitoare, în cadrul următorului podcast care va fi postat aici pe canalul nostru de YouTube, vom afla, exact așa cum am aflat astăzi, câștigătorii de la Team Building, câștigătorii de la concursul cu filmul Mirciulică. Se pun la bătaie la fel 5 bilete, indiferent de orașul de unde vă aflați, singura condiție să aibă cinematograf orașul respectiv, pentru că nu o să, adică nu avem buget chiar să construim un cinematograf pentru ca după aia să vă putem da bilete la film cadou, ci avem doar puterea necesară de a pune la bătaie aceste 5 bilete la acest film, repet, film pe care eu l-am apreciat foarte mult și pe care vă sfătuiesc din tot sufletul, chiar dacă nu câștigați aceste bilete puse la bătaie de către noi, să mergeți și să-l urmăriți în sălile de cinema, pentru că e foarte important să susțineți filmul românesc. Iar pe lângă filmul românesc mai puteți susține și podcastul românesc și toate activitățile de pe acest canal Radu Țibulc, activități care vor urma într-un număr cât mai mare și cât mai divers, de cât mai multe feluri, cu atâta cu cât vom fi sprijiniți mai mult de către voi, cei care ne urmăriți, atât prin feedback-ul pe care ni-l oferiți, prin simplu fapt că ne urmăriți și că vă place ceea ce noi creăm aici pentru voi, dar de astăzi înainte, nu uitați că ne puteți susține și devenind membri ai comunității Radu Țibulcă. Cum? Dați click și join pe comunitatea de membri și vă puteți alege de acolo una dintre cele 3 variante prin care, de abonament, prin care ne puteți susține. Tinichea, aur și bitcoin. Acum voi alegeți în funcție de posibilități și în funcție de cât de mult vă doriți să susțineți această construcție interneto-umanoidală. Pe de altă parte, tot ce trebuie să știți este că pentru fiecare susținere din cadrul secțiunii de membri, noi am pregătit o grămadă de surprize pe care le veți regăsi accesând acea secțiune. Mulțumim frumos! Aici, în legătură cu dependența față de încasări și față de branding și așa mai departe, bănuiesc că în continuare AdSense-ul pentru tine nu e o sursă considerabilă de venit, în sensul nu, în care e mai, să fac mai puțin bani din AdSense decât jumătate din costurile de producție ale videoclipurilor, adică aș fi mult în pierdere dacă aia ar fi singura mea sursă de venit AdSense-ul. Păi da, dar uite aici... Investesc cam dublu. Păi da, dar... Față de cât fac. Asta discutam cu Măciucă, cu asociatul meu zilele trecute. Îmi zicea, zic, ei, zic, cred că au făcut și el și din AdSense bani cu asta. Că mă uit, eu după ochii mei, uitându-mă și văzând 1 milion de vizualizări, 40 de minute, am zis că trebuie să fie cam ca la podcast aici. Hai să zicem că poate puțin mai jos, că o fi un CPM și un RPM o leacă mai micuț. La care face Măciucă, îmi zice, zic, ei, stai liniștit, cred că las, uit la AdSense. Nu mă, cu siguranță mă uit, adică sunt niște bani care se adună pe 365 de zile, dacă te uiți, sunt niște bani considerabili acolo, știi? Doar că eu ce spune că investiția în producție, cât mă costă pe mine să produc videoclipuri, este dublu. Deci m-am uitat, în medie este dublu față de cât generează ele din AdSense. Adică la 1 milion de vizualizări tu la muncă, nu scoți în jur de $2000?
la 1 milion de vizualizări pe la muncă, da, vezi că eu am un singur la muncă cu 2000 de vizualizări, cu 1 milion de vizualizări, pardon, care, uite, dacă ești atât de curios, uite, chiar o să spun, că nu țin un secret din asta. De asta mi-aș permis să te întreb, pentru că știu că ești cu vloguri despre tema asta. Da, că nici nu știu pe videoclip individual, că eu mă uit pe lună, știi, adică mă uit cât generează pe lună. Dar uite, am avut episodul în care am fost angajat la supermarket. Mhm. Sunt câteva episoade care sunt acolo la 900.000, dar o să luăm pe ăsta care are 1,2 milioane. Ok. Angajează la supermarket timp de 24 de ore, se numește, are 1,252 de milioane, 1,2, și a generat, de când a fost publicat până în prezent, 2398 de euro, nu de dolari, de euro, deci 2400 de euro. În contextul în care acest videoclip, bine, ăsta în mod bine, special... Bine, acum dolarul e mai mare ca euro. Da, mă rog, eu am avut întotdeauna în euro, în ca să reșin euro mă raportez. Cred că costurile de producție ale acestui episod n-au fost chiar atât de mari la momentul respectiv, nu investeam ca cât investesc chiar acum, nu aveam atât de mulți oameni în echipă, dar cu siguranță au fost vreo 3.000 de euro costuri acestui episod, care a generat 2.400, deci teoretic chiar e o pierdere, evident, acest okay. episod, dacă ar fi să te raportezi doar alt sens. Dar evident că ai mult mai multe straturi de venituri, știi? Să mă gândesc la faptul că, indiferent de tipul de conținut de pe canal, până la urmă urmei, când ai 1.200.000 de vizualizări la 40 de minute, veniturile generate ar trebui să fie considerabil mai mari, pentru că acum eu, dacă îl compar cu, uite, exact cifrele astea, le are Cătălin Oprișan la noi, a produs 7.500 de euro. Păi da, dar e un art, adică e, de 3 ori mai mult. E art audiență și vezi că ăsta nu are 40 de minute, ăsta are ca minutaj, are vreo, că știi că contează foarte mult și minutajul, iar ăsta are 23 de minute. Adică, ah, ok. Da. Okay. De la caz la caz diferă, știi? Dar pe scurt, investesc mai mult decât scot din AdSense. Deci dacă ar fi doar AdSense-ul, ar fi mare pierdere tot. Dar pentru mine e mai important conținutul decât proporția asta dintre raportul dintre cost de producție și AdSense, pentru că venituri revin și din altceva. Da, sigur, ar fi superb să reții la același nivel, gen cât scoți din AdSense, atâta să bagi înapoi în videoclipuri, ar fi ideal, știi, să fie așa. Dar în România momentan nu e posibil, la nivelul de vizualizări pe care eu îl generez, aportarea cât mă costă să produc conținutul respectiv. Și nu o să fie posibil pentru că investițiile mele cresc. Acum ne facem birou, asta înseamnă chirie, asta înseamnă alte costuri de birou, de curent, de evident alte costuri. Și n-am de gând să mă opresc din a investi, n-am de gând să reduc cuantumul investițiilor, vreau să cresc, cred că în momentul de față, fără să mă rau sau ceva, cred că este tipul care investește cel mai mult de pe tot YouTube-ul în conținutul pe care îl face. Și asta e cel mai important pentru mine. Mm. Și sunt convins că pe termen lung asta generează mult mai multă valoare și te poate face să generezi mult mai multe resurse pe termen lung. Categoric, da, pentru că până la urmă, uite, eu discutam cu patroni de fast food exact despre episodul cu Noodle Pack și oamenii mi-au zis deschis, zic, bă, domnule, uite, asta îmi doresc foarte mult să fac și eu un episod ăsta de la muncă cu Shelly, pentru că e clar că generează un trafic și pe lângă traficul respectiv generează calitatea brand awareness-ului pe care îl obții în urma marketării în direcția asta. O chestie pe care tu ai postat-o vara asta și mi s-a părut foarte mișto a fost vlogul respectiv legat de prietenii, tot din seria Dau din casă, în care povesteai despre perioada asta a ta de tranziție, de la momentul Five Gang la momentul a ceea ce faci acum cu La Muncă și cu celelalte serii pe care le-ai dezvoltat în paralel. Și povesteai despre faptul că ai simțit o oarecare îndepărtare a unor oameni, cum nu mai suna telefonul în momentul în care nu mai erai atât de hyped cum erai în perioada Five Gang, și că acum, de vreme ce ai făcut această schimbare și s-au văzut roadele schimbării, foarte mulți oameni încep din nou să te sune și să te caute exact oamenii care nu te mai căutau atunci. Cum a fost perioada aia de tranziție? Pentru că mie aia mi se pare de fapt și de drept definitorie în ceea ce e și în ceea ce va urma să reprezinte cariera ta ca și creator de conținut în momentul ăsta de top și pentru toți românii de toate vârstele până la urmă urmei, excluzând sigur oamenii care trăiesc într-o anumită bulă, dar care ușor, ușor nu vor mai exista. Demografic, sociologic vorbind. Cred că în anul 2021 au existat un anumit moment în anul respectiv în care anumiți oameni au simțit că nu mai pot fi atât de siguri pe reușita mea și fix pe ce spuneai tu, dacă voi trece sau nu testul timpului. Lucru pe care eu eram destul de sigur pentru că făceam anul 2021, pentru mine a fost anul în care am pus bazele a ceea ce fac acum, adică a fost foarte multă muncă în spate atunci.
în încercarea de a profesionaliza ceea ce fac și în încercarea de a gândi niște sisteme și niște workflow-uri prin care pot să trec la un alt nivel, unde e foarte greu să treci pentru că ziua are 24 de ore și atâta timp când nu reușești să gândești o organigramă, să gândești un sistem, să știi ce oameni să iei și cum să faci niște oameni să lucreze între ei încât să preiau o parte din sarcinile pe care tu le ai, la un moment dat nu mai e posibil să faci mai mult, pentru că nu mai ai timp fizic. Mai ales eu ajungând să fiu implicat în alte proiecte, cum sunt proiectele de film, firmele pe care le produc, cum sunt alte proiecte media pe care le am, în afară de brandul Sherry, automat mi-am dat seama că trebuie să fac această schimbare și am fost atât de concentrat în acel an pe a-mi da seama cum să fac asta, pe a învăța, pe a citi, pe a vedea, pe a studia niște lucruri ca să înțeleg cum să trec această următoare etapă în ceea ce eu fac, care a început să fie vizibil anul ăsta, pentru un anumit timp, cred că le-am dat senzația multor oameni că urmează să nu mai fiu ce sunt. Înțelegi? Pentru că eu sacrificam prezentul pentru a construi un viitor pe care eram foarte sigur, știi? Și după aia, evident că a fost un calcul greșit. A fost și perioada cu televiziunea, pentru că eu mi-aduc aminte. Ce aia cu petrecerea? Nu, cu petrecerea. Ba da, au fost exact aceleași perioade. În februarie undeva. Da, s-a legat cu petrecerea, cu scandalul de atunci. Și în martie s-a terminat contractul la prima. Și a picat, dar nu s-a terminat contractul. Am închis eu contractul. Okay. Da, și a părut ca și cum ei mai fi dat pe mine afară, deși n-a fost cazul că eu am închis acolo eu țin contractul. Minte că în perioada aia lucram în televiziune și era, știi, tipul ăla de compasiune feicuită, care de fapt și de drept maschează o fiestă în sufletul omului, că te vă șelic online-ului. Pula mea, unul share, ești nebun. Bă, ce să faci niciunul de ăsta din online. Da, da, da. Toți vorbeau despre asta. Exact. Și atunci, în perioada aia, crede-mă că era o emulație în jurul poveștii. Ții minte că atunci ai fost și la podcast la Cătălin, imediat după ce s-a anunțat. Da, da, da. Faptul că se termină Shelly Show, care Shelly Show era o producție foarte șmecheră. Numai că nu funcționa. Nu. Adică nu era o producție scumpă și gândită, dar care nu funcționa, nu pentru funcționa că avea niște dezavantaje clare. Noi, adică noi n-am fost victime ale platformei sau. Da, să mă ierte domnul Tomșa, dar nu funcționa, nu funcționa nici din cauza puterea brandului Prima până la urmă urmei. Nu funcționa nu din cauza că brandul Prima nu avea putere, ci nu funcționa din cauza că eu și cu brandul Prima nu aveam un public comun și nu era foarte greu să faci un conținut care... Adică eu n-am intrat în televiziune on a news rate, adică bă, nu mă știe lumea și trebuie să-mi construiesc acum o imagine pentru oamenii care se uită la Prima. Nu, eu deja veneam cu niște oameni, erau 2,5 milioane la vremea respectivă, aveau niște așteptări de conținut de la mine, doar că acum, deodată de aia, să mulțumesc cu un segment complet diferit de oameni și segment complet diferit de vârstă, în același timp menținând un publicul meu. În momentul în care mi-am dat seama că eu încep să pierd ceea ce eu am construit în încercarea de a fi altceva decât sunt pentru a mă adapta unui format, în momentul de față, în momentul respectiv, am decis să opresc această emisiune, decizie care a fost a mea, rând în calcul, evident, și rezultatele că vedeam pe cifre că nu funcționa, dar atunci și să mă orientez către altceva. Și atunci, în acel moment de mic, moment de impas, să zic așa, până când eu mi-am dat seama cum mă reorganizez după chestia asta și cum mă reîntorc la ceea ce făceam, dar în același timp luând toată experiența de învățare de la Sherry Show și profesionalizând ceea ce eu fac pe online, profitând de ceea ce am învățat aici, că asta s-a întâmplat de fapt, a fost un mic moment în care unii oameni s-au grăbit să sară la anumite concluzii, care ulterior s-au dovedit a fi false. Dar, da, și asta s-a întâmplat, da, și anumiți oameni nu m-au mai sunat. În același timp, eu ca om m-am schimbat foarte mult și nu mai sunt genul de om care să fie atât de social sau atât de prezent și eu la petreceri sau în locuri cum eram atunci, motiv pentru care acum am mult mai puțini oameni cu care, nu știu, mă văd zilnic sau vorbesc zilnic în afara muncii și în afara lucrurilor pe care le fac așa zilnic, cred că vorbesc acum cu mai mulți oameni decât oricând, dar strict legat de muncă, oamenii cu care eu stau, prietenii cu care mi-o ard pe la mine pe acasă, cu care mergem, ieșim și mai departe, sunt un număr mai mic, mult mai mic de oameni decât erau acum 2-3 ani. Dar nu e o chestie pe care să o regret, din potrivă, mi se pare o chestie naturală și cred că e mai bine așa să ai puțin prieteni, dar oameni pe care știi că te poți baza, știi? Mm-hmm. E o chestie, s-a întâmplat odată toată tranziția asta de strategie, de business și ce vreau eu să fac și unde vreau să ajung, s-a întâmplat odată și cu maturizarea mea și cu faptul că, na, știi cum e, de la 18 ani până la 21 de ani, e perioada în care te schimbi cel mai mult ca om
și se schimbă foarte multe lucruri și prietenii apar, dispar, adică e o perioadă foarte dinamică în viața oricărui om, știi, perioada asta? Da, categoric. Dar asta a fost, dar nu e un subiect de regrete, să spun așa, sau ceva. E, na, evident, am rămas cu câțiva oameni cu care am lucruri în comun, cu alți oameni, la un moment dat ne-am dat seama că nu avem atât de multe lucruri în comun și că avem să o rom pe alte drumuri, să facem alte lucruri și n-am mai fost atât de apropiați, dar fără să există o ceartă sau vreun alt motiv sau vreo greșeală sau vreo chestie, pur și simplu ne-am dat seama că suntem oameni diferiți sau ne-am schimbat noi și am continuat fiecare pe drumul lui. Dar nu e o chestie, să zic așa, de, cum să spun, de regret sau de... E o chestie firească, se întâmplă cu... Și cred că toți ne putem identifica cu asta. Adică cred că toți am avut la un moment dat o fază de genul ăsta. Mm-hmm. Sau o schimbare de genul ăsta. Da, numai că exact ceea ce spuneai și tu în vlogul respectiv, în momentul în care tu vezi că nu prea mai corespund ideile tale cu ideile celor din jur și te îndepărtezi, ceilalți, dacă tu ești pe un trend ascendent, te vor considera arogant pentru că e mult mai ușor, știi, să te poziționezi în felul respectiv. Dom'le, ăsta nu-i mai ajungi la nas, că s-a ajuns și de aia. Ci pur și simplu să înțeleagă, zic, bă, poate omul are alte treburi, are lucruri din care poate își trage mult mai multă satisfacție decât din anturajul cu pricina și așa mai departe. Apropo de discuția asta, eu repet, cu riscul de a deveni săcuitor, sunt un om care de fiecare dată încerc să îmi calculez mie, zic, domnule, ce m-a adus în punctul în care să fiu unde eu nu vreau să fiu? Da. Care sunt acțiunile respective? Și mi-am dat seama că, spre exemplu, în fața succesului tău, eu aveam un sentiment de la de frustrare, dar care îmi venea neprelucrat. Adică eu nu apucam să-l gândesc. Era o chestiune din instinct, iar după aia creierul încerca să găsească motive care să confirme chestia respectivă. Da, da. Dar n-am ajuns niciodată în punctul în care să mă pot bucura de insuccesul cuiva, exact așa cum vedeam oameni vorbind despre insuccesul Shelly Show la TV. Exact așa cum de fiecare dată când se mai întâmplă câte o chestiune de genul ăsta și e logic pentru că o strânește notorietatea. Da, dar din ce vine bucuria aia față de insuccesul meu? Vine dintr-o frică anterioară, vine dintr-o nevoie de a ți se confirma că nu e așa. Și de ce, de unde vine nevoia aia? Vine dintr-o frică pe care o ai că s-ar putea ca omul respectiv să fie mai bun la ceva și să-ți demonstreze că ai greșit. Adică, na, ca să ajungi să te bucuri de insuccesul cuiva înseamnă că succesul lui ar fi ceva înspăimântător pentru tine, nu? Exact, da. Da. De ce? Pentru că... Că e loc pentru toată. Eu cred, adică, unul dintre principiile după care mă ghidez în viața asta este că în mediul de afaceri, în industria media, în online și în toate locurile, e loc pentru toată lumea. Eu chiar cred asta. Nu cred asta că viața e un... care e sănătoasă. Păi dar... da, eu nu cred că viața e un zero-sum game, adică un joc în care ca eu să câștig, tu trebuie să pierzi. Eu chiar cred... că e rog pentru toată lumea rămasă, eu de asta am aceste subiecte despre care îmi face mare plăcere să vorbesc despre cum mi-am construit eu echipa, cum operez, cum fac lucruri și așa mai departe. Eu vin și spun niște lucruri din care mulți oameni care poate sunt unde eram eu acum 2 ani pot învăța și n-am nicio problemă cu asta, n-am fost niciodată genul de om care zic că nu, că ce știu eu să țin pentru mine, să nu afle alții. Că dacă afră alții, vin și mi-au mie rocul. Adică n-am avut niciodată... Eu recunosc că am învățat... Știi? Eu iau de multe ori vlogurile tale și tot ceea ce tu postezi, o iau ca pe studiu de caz, efectiv. Adică e o informație moca pe care o primesc. Dau click pe YouTube și, într-adevăr, plătesc cu niște timp lucruri pe care, dacă sunt suficient de inteligent încât să le separ unele de celelalte, mă pot ajuta foarte mult pe mine și nu numai de la tine, de la oameni care au făcut lucrurile astea și le-au făcut până la urmă urme cu voie bună, dar eu cred că problema de fapt și de drept din toată această chestiune e rezumată de faptul că tu, cu o astfel de gândire sănătoasă, Dorian, care vine cu o gândire pozitivă și extraordinar de calculat și extraordinar de binevoitor, toți oamenii ăștia, Mircea la Cluj, la fel, oamenii ăștia sunt, practic, prima generație reală de antreprenori din România. Pentru că până acum, antreprenorul din România a fost mai mult bișnițar decât antreprenor. Au existat cazuri și acum 15 ani de oameni care au fost antreprenori fără să apereze la, știu eu, ușurința cu care se puteau face bani după Revoluție, deși era foarte, foarte, foarte ademenitoare, evident. Există căi ușoare și căi grele de a
ridica un business și evident că dacă ai acces la anumite lucruri în sistem și la mai departe, în fine, asta e o discuție complet diferită. Dar ceea ce spun eu e că pe mine nu m-a speriat niciodată succesul cuiva și nu l-am considerat o amenințare la adresa succesului meu, poate decât dacă persoana respectivă, nu știu, în mod public căuta să mă distrugă pe mine sau să știi, dar în rest, întotdeauna am considerat că e rock pentru toată lumea în piață, trebuie să fii extrem de egocentrist și extrem de arogant și să ai o părere mult prea bună despre tine ca să crezi că tu poți să atragi atenția tuturor oamenilor, toți oamenii se uite doar la tine, să nu mai fie rog de nimeni altcineva, încât să ajungi tu să crezi că dacă eu acum îți dau ție o informație, spun, uite Radu, nu știu, poate microfoanele astea zic ce microfoane mai bune, sau nu știu, îți dau un nu că un sfat, o informație, o chestie despre cum ai putea să faci mai bine ceea ce faci, eu o să am o ezitare în cap să mă gândesc, nu vreau să-ți dau această informație, că dacă tu într-o zi o să ai mai mulți abonați decât mine, este complet stupid, complet stupid. Și de asta zic, adică, de ce erau oamenii aia bucuroși, pentru că nu mergea și show? Că aveau o anumită, nu știu, frică sau o anumită, știi, de succes. Deci dacă tu te bucuri de insucces și ești, ce bine că n-a mers Sherry Show, înseamnă că dacă ar fi mers, ți-era frică de asta. De ce? De ce trebuie să-ți fie frică de succesul cuiva? N-am înțeles treaba asta niciodată. Vorbeam mai devreme despre faptul că publicul de la care consumă programele televiziunilor de știri este un public la care s-ar putea să-ți dorești să ajungi cândva și la care ai fost deja prezentat într-o manieră nepotrivită sau negativă, să o numim în felul ăsta, cu tentă măcar negativă. E o întrebare pe care sunt convins că ai primit-o de foarte multe ori, dar având în vedere și subiectul cu dezbaterea cu problema educației. Un subiect în care am susținut chestia aia din capul locului, mi s-a părut ceva absolut extraordinar că cineva cu putere și cu influență o spune, dar s-a întâmplat tot un căcat, din păcate, adică nu s-a rezolvat absolut nimic din toată treaba asta. Având în vedere toate aceste date, toată această strategie pe care tu o ai, care e limpede că duce undeva, întrebarea mea e dacă te gândești ca pe viitor să ai și vreo conotație politică în cariera ta. Băi, cred că e extrem de prematur să vorbești despre asta, pentru că în momentul în care tu decizi să ai o anumită, în momentul în care tu decizi să intri în spațiu politic, tu în momentul de față, în momentul respectiv, dacă tu ești un om corect și sincer cu tine și transparent, da, tu în momentul de față trebuie să închei orice altă aspirație pe care o ai în viață. Eu chiar cred asta, e unul din principiile mele, adică ce spun eu e în felul următor, dacă tu mâine intri în politică, dacă eu mâine decizi să intru în politică, ceea ce n-am momentan niciun interes să fac asta, dar spun ipotetic, dacă mâine aș decide să intru în politică, lucru corect, moral și transparent față de oamenii care mă urmăresc, ar fi ca eu, de mâine, dacă decizi să intru în politică, să închid absolut orice afacere comercială pe care o derulez. Să nu mai fac ceea ce fac, să nu mai am business-urile pe care le-am, să revând, să închid acest capitol din viața mea, iar viața mea din acel moment se dedică în integralitate interesului public. Asta înseamnă corect să intri în politică. Eu știu că noi n-am fost învățați așa, pentru că există N cazuri de parlamentari care au firme pe numele soției și așa mai departe și fac lucruri și care firmele alea au contracte cu statul. Exact, și care folosesc. Adică există două moduri de a intra în politică, știi? Există modul în care intri în politică ca să te ajutorezi pe tine, care e modul pentru care, motivul pentru care foarte mulți intră în politică. Intră în politică să se ajutoreze pe ei. Evident că poziția respectivă, dacă ești parlamentar, dacă ai o putere de decizie, dacă ești președinte în vreo comisie parlamentară de supraveghere a activităților anumitor alte instituții din acest stat și așa mai departe, evident că tu ai o putere pe care o poți folosi să transforme chestia asta într-o putere comercială și într-un avantaj comercial pentru activitățile de business pe care aici se întâmplă 99% din cazuri. Eu consider că nu am nevoie de aceste lucruri ca să pot să fiu un om de business cu performanță, ceea ce îmi doresc să fiu prima și prima dată. Dacă eu vreodată în această viață, la 40, 50, 60 de ani, o să consider că mi-am realizat tot ce vreau să fac pe plan business, că am realizat, pentru că eu asta vreau să fac fundamental. Eu fundamental mi-am dat seama din ce-mi trag fericirea, care sunt pasiunile mele și pasiunile mele sunt media și afacerile din zona media și business-urile din zona media, tech, IT, evenimente, tot ce înseamnă zona asta. Asta vreau eu să fac și aș vrea în viața asta să construiesc niște business-uri, să fac niște lucruri care să dureze și care să dăinuie ca afaceri și după ce eu nu o să mai fiu. Asta îmi doresc eu să fac. Acest lucru este profund incompatibil cu politica. Profund incompatibil. Și eu nu-mi doresc să schimb asta, să intru acum în politică. Dar dacă vreodată... Poți devii un soi de mogul. Dar nu-mi doresc să devin un soi de mogul. Înțelegi? Este fix ceea ce nu doresc. Îmi doresc să devin un om care să creeze niște business-uri
care să aducă cu adevărat valoare în societate, să rezolve niște probleme, să facă niște lucruri să fie mai bune și în acest timp, evident, să mă îmbogățesc pe merit. Nu prin vreo combinație și prin vreo chestie de genul ăsta, pentru că îmi place să știu că ceea ce eu credesc și banii pe care îi strâng sunt bani pe care i-am făcut corect și pe care nu poate să vină cineva să-mi ia. Înțelegi? Nu-mi place să stau așa pe un house of cards de bani făcuți ușor și prin metode cel puțin discutabile, în care să știu că dacă se schimbă și eu o combinație din regimul politic, eu să trească să dau banii aia înapoi și așa mai departe. Adică îmi place să... Nu, în România nu trebuie să-i dai înapoi. Maxim faci niște pușcării. Nu, dar înțeleg ce spun. Dacă eu vreodată în viața asta o să consider că mi-am atins aceste aspirații și o să consider că am făcut suficient de multe lucruri și am avut și timp să mă relaxez și am avut și timp pentru mine, încât să urmăresc ca restul vieții mele să servesc interesului public, poate că voi intra la un moment dat în politică, dar nu mă văd făcând asta. Repet, pentru că eu sunt un om sincer și cu principii transparente și sunt transparent cu principiile mele față de oamenii care mă urmăresc, eu nu cred că dacă intri în politică tu mai poți să ai orice activitate de business. Iar eu vreau să fac business, așa că nu revăd cum s-ar rega. Care sunt celelalte business-uri conexe? Nu mi-aș dori să vorbesc de celelalte business-uri conexe ale mele, din simplu motiv că, așa cum ți-am spus, nu îmi place să-mi țin ore în același coș. Și atunci nu vreau scaiere să fie legate de mine, pentru că de asta nu sunt sub umbrela brandului Sherry. Pentru că am auzit niște lucruri pe care nu mai apucat să le mai documentez. Am să o fac ulterior întrebându-te. Repet, după ce închidem camera. Nu le-am asociat cu imaginea mea, pentru că nu vreau care să fie dependente de imaginea mea. Și era de ce ți-am spus și la început că dacă ar fi să încep de la zero și am construit niște chestii de la zero fără să-mi folosesc imaginea, asta mi se pare cea mai tare chestie, că nu mi-am folosit imaginea, nu mă asociez cu ele, nu mă folosesc pe mine, nu folosesc puterea pe care eu am în online ca să promovez lucrurile respective, pentru că nu vreau că ele să depindă de mine. Eu mâine pot să fac o prostie, poate, și să nu mai însemn nimic, dar nu ar trebui să afecteze angajații de acolo, nu ar trebui să afecteze lucrurile frumoase pe care am construit în alte părți unde nu mi-am fost imaginea. De asta nici nu vreau să vorbesc despre ele, din acest motiv. Tocmai de aia nici nu o să fac o mică glumă care mi-a venit acum în minte. Deci trimi mesaj. Dar nu sunt nici niște chestii, adică cineva dacă vrea să afle, nu e ca și cum e un secret de stat, adică nu e ca și cum e o chestie. Ziceai despre filmul ăsta pe care îl filmez acum. Da, filmul ăsta e o chestie pe unde mă asociez direct, adică acolo nu e un secret, nu e nicio chestie. Okay. Era un film pe care îl produc eu împreună cu Viva la Vidra, împreună cu Vidra Productions. E o producție cross-production, e o coproducție Sherry Media cu Vidra Productions. E un film care se numește Romina VTM, o comedie de vară cu foarte multe vedete care joacă, printre care Nicol, Sherry, Bogdan de la Ploiești, Rareș de la One True Singer, Cesima, Aruteo, dacă o știi, o zeciu de pe YouTube. Foarte mult din zona de manere, Costel Biju, Țancă, Uraganu, foarte mult și din zona de actorii propriu-ziși. Deci e coproducție și cu Manele Mentolate. Nu e coproducție. Basically, pe partea de coloană sonoră, de fapt, e coproducție și cu Manele Mentolate pe partea de coloană sonoră, dat fiind faptul că filmul ăsta va avea un album de piese care însoțește și e practic un soi de musical, dacă vrei. Dar nu e un film despre manere, e un film despre o iubire, dacă vrei, imposibilă sau o iubire greu de înfăptuit între o fată care vine dintr-un background de răutari și dintr-o cultură orientală etnică de răutari, să spun așa, și un băiat care vine dintr-o familie unde taic-sul împinge să facă conservatorul, unde vrea să facă muzică serioasă, vrea să meargă în zona asta de a studia, să facă conservatorul, și nu vreau să spun spoilere din film, dar basic e o poveste de dragoste dintre aceste Sună două așa, personaje. Sună așa, poveste de cartier. Exact, unde apar, desigur, foarte multe alte personaje pe lângă, mult din zona de manere, mult și din cealaltă zonă, dar eu cred că e un produs foarte bine închegat, cred că e un film cu un scenariu foarte mișto și cred că și mulțumită scenariului și mulțumită marketingului pe care eu îl fac la filmul ăsta, dar mai ales mulțumită actorilor și distribuției din acest film, cred că va fi unul dintre cele mai mari, dacă nu cel mai mare film din ultimii film românesc de după Revoluție încoace din România. O să iasă de Crăciun și abia aștept să văd și eu. Am fost și apare la cinematograf prima dată. O să apare la cinematograf, da. Ok. Contractul cu Netflix e semnat încă sau? O să apare la cinematograf. Ok. Nu că oamenii așteaptă, zici de ce oamenii așteaptă să-l vadă undeva pe streaming, știi? La cinematograf. Deci mergeți la cinematograf. Ok. Până momentan informația este că nu va apărea
Stai că am avut o revelație. O revelație. Momentan, informația este că nu va apărea nicăieri. Ok. Deci nu va apărea nicăieri. Okay. Dacă va fi să apară, veți fi plăcut surprinși, dar vreau să mergeți la cinema. Nu, că oamenii nu merg la cinema, că așteaptă să-l vadă în altă parte, știi? Și atunci nu e bine să spui, bă, va fi acolo, va fi acolo, că după aia oamenii nu se mai duc să-l vadă. Ok. E foarte greu, businessul de filme în România e un business care nu e așa ușor profitabil. Oamenii. Nu e așa ușor. Da, e greu să faci, majoritatea filmelor românești au pierdut bani, în general. E foarte greu să faci un film care să fie pe zero sau profitabil, fiindcă ca să ajungi la o asemenea performanță trebuie să ai un număr ridicol de mare de oameni care vin să vadă în cinema. Cam cum a avut Miami Beach, vreo 800.000 de admisii, cam nu așa. Nu chiar, poți să ai și 400.000 de admisii, poți să ai și... Bine, acum depinde și ce buget ai avut la film. Da. Da, dar dacă în general, spre exemplu, raportarea populației României și 50.000 de admisii să ai la cinema e un lucru mișto și un lucru ok. Doar că 50.000 de admisii la cinema... E Național Arena, plătitoare de exact, bilet. Exact, doar că 50.000 de admisii la cinema înseamnă mai mult ca sigur un film care pierde bani. Eu de asta spun, de asta nu îmi place să spun unde va fi filmul în afară de cinema. Și nu, apropo, nu e semnat. Adică, cum funcționează asta cu distribuția? Este că momentan nu, noi nu avem niciun arrangement, spre exemplu, cu Netflix pentru acest film. Acum noi în subconștientul nostru știm că dacă filmul va merge foarte bine la cinema, Netflix sau un alt provider de servicii de streaming va vrea să-l ia. Adică cumva eu nu pot să stau acum să mint, să zic, bă, nu cred că va fi pe Netflix. Dar un arrangement semnat cu ei nu există. Ei doar se orientează după cum funcționează filmele astea în fereastra de cinema. Știi? Și cum, ce rezultate au la cinema. Tocmai de aia eu tot pun accent pe chestia asta, frate. Tocmai, că dacă nu merg oamenii la cinema, nu se compară cu nimic. Da. Și dacă oamenii nu merg la cinema, s-ar putea să nu fie pe Netflix. Da. Știi ce zic? Deci asta e important. Mergeți la cinema să vedeți filmul, oricum acolo vă bucurați de el, la cea mai mare caritate. După părerea mea, Netflix-ul sau astea pentru filme sunt ca să-ți aduci aminte de niște filme clasice, ca să vezi filme mai vechi și ca să revezi un film pe care ai văzut la cinema. Dar filme noi nu o să vezi niciodată pe Netflix. Știi, totdeauna e fereastra de cinema. Eu sunt foarte curios să văd chestia asta pe care n-am mai văzut-o. Cred că e o premieră istorică cu un film reluat la cinema cu Avatarul ăsta. Chiar abia aștept să văd cât de multă lume o să meargă să revadă filmul ăsta. Țin minte că un film care a avut pauză. Cum adică? Păi știi că ei, deci se lansează Avatar 2. N-am văzut Avatar 2. Niciodată, scuze, de asta. N-ai văzut Avatar? N-am văzut primul Avatar. E Avatar din 2007, care a fost senzație, dar nu l-am văzut. Cinematograf, 2009. Am mai Avatar 2. Da, Avatar 2 iese în decembrie, odată cu, cum se cheamă? Mamă, ne mănâncă, ești nebun, odată cu Romina, trebuie să ne Romina, ai mai bine datele, că ne mănâncă ăștia. Da, deci scoate și tătuțul Cameron tot atunci. Și mă bați cu James Cameron, ești nebun la cap. Până atunci, ce au făcut? Păi uite, dacă intri în politică, poți să te bați cu David Cameron. Nu cred că te mai bați cu el, că nu prea mai are activitate decât... Sigur dă de consultanță ce va face. Are niște combinații. Liz Truss. Ideea e că acum se reia în cinematograf primul Avatar. Undeva prin octombrie. Ca o perioadă de preludiu pentru când iese Avatar 2. Exact, da. Și filmul e singurul film la care am fost în viața mea. Arai și cred 3D, că am fost la nu? Multe. Arai 3D, mi se pare. Păi da, dar vezi acolo e un strat în plus. Te duci la cinema, măcar vezi 3D, frate. Știi? Nu poți să vezi acasă 3D. Poți să vezi acasă 3D, teoretic poți să iei ochelari. Poți, dar că erau filme asta pe Blu-ray care îți dădeau ochelari. Am făcut și eu chestia asta. Da, nu face lumea asta în general. Am încercat-o chiar cu un DVD player, ceva, o nenorocire. Era mai micuț când am făcut chestia asta. Dar în orice caz, e tare chestia asta și sunt curios de ce o să se întâmple. Plus că, oameni buni, mai bine să mergeți la cinema la filmul ăsta. Aveți voie și cu borsetuțe la el 100%, la Romina. Avatar... Oricum se uită nu, lumea din toată lumea largă. Nu o să le fie la aia nasol, dar... Dar nu o să ransăm fix în aceea zi, că nu suntem nici noi nebuni, să ne mai atentă cu ei. O să fie probabil o diferență de o săptămână între ransări. Însă ce pot să vă spun e că, na, Romina chiar e un film românesc unic, e pentru prima dată când avem acești oameni împreună. Niciodată n-ai mai văzut-o pe Nicol Șeri alături de Bogdan de la Ploiești, făcând piese împreună, jucând împreună într-un film. E o combinație inedită și... Mi se pare ceva așa de nemai crezut. Adică nu că cum aș vedea-o pe Angela Gheorghiu. A fost greu să o convingem pe Nicol să aibă cumva, să aibă curajul ăsta să intre în zona asta de muzică. Pentru că, practic, noi ce facem cu Corana Sonora filmului nu o să fie manero, o să fie mai mult o zonă în asta, nu știu, flamenco, să spun așa, Luis Fonsi, Latino style, așa un pic. Dar oricum ar fi, a fost destul de greu să punem pe toată lumea la masă și să îi facem să aibă încredere în planul nostru cu filmul și în faptul că nu va fi o chestie de rău augur pentru ei. Știi? N-a fost o chestie ușoară, cu siguranță. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, e destul de inedit. Eu sunt curios, adică, în general, eu merg pe încrederea recomandării, știi?
Adică având în vedere faptul că sigur nu te-ai băga într-un proiect în care să dai foc la niște timp și la niște investiții, e clar că e o treabă bine făcută acolo, plus că Matei e șmecher pe direcția asta cu filmele. Adică e unul dintre puțini oameni care a mai și fost pe acolo, prin partea aia la altă, să înțeleagă da. Cum se fac, știi? Da, eu n-am fost. Eu sunt pe metoda românească aici, fac numai românisme, marketing românesc. Ai înțeles, ideile mele sunt românești 100%. Sunt. Ca să nu vorbim de aia, cum ai fecuit aia cu Inisebi care era cu smaranda pe... Am pus în trailer. Aia a fost o românească, deci ai văzut, eu n-am fost prin ei. Cum a fost Matei, eu am astea mai românești așa. Cum o să punem și noi acum. Mai tradițional românești. Mă, voi gândi să intru în politică. Noi să băgăm bucățica aia în teaser, evident. Românească, vezi? Un episod care știam sigur că o să-mi placă foarte mult. Cred foarte mult în toate proiectele astea ale tale, deși eu inițial am fost unul care nu am crezut. Sceptic. Da, dar nici nu am fost suficient de cretin încă să mă bucur când a început să-ți meargă mai prostuți, că prost nu ți-a mers niciodată. Și atunci, în momentul de față, încerc să iau oamenii ca tine precum exemple și precum motivație. Zic, coaie, dacă a putut ăsta, hai să fac și eu, că e o concurență benefică până la urmă. Normal, doar așa. Și ți-am zis, faptul că cineva câștigă nu înseamnă că tu pierzi. Exact. Mulți oameni nu văd asta. Tocmai că tu deschizi niște drumuri, tu ai bătătorit niște cărări pe care eu pot să merg fără cauciucuri de off-road. Da, exact, exact, exact. Și eu, la rândul meu, când am început, faptul că existau alți oameni care au făcut asta înaintea mea, nu a putut să fie decât benefic pentru mine. În niciun caz nu a fost, în niciun caz nu mă bucur că, nu, în niciun caz nu-mi pare rău că n-am fost singur care să facă vlogging. Ai fost cu siguranță mult mai greu, nu? Categoric. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta. Mersi aici. De invitație, bro. Și abia aștept să ne mai revedem. Pentru oameni, nu, e absurd să vă zic, un să-l urmăriți pe Shelly, adică o prostie, nu știu cum zic, e ca și cum la magazinul din colț ar face reclamă la Carrefour. Ce pot să vă spun mai departe de treaba asta? Mergeți la film. În primul și în primul rând, la orice film românesc în pana mea, că dacă nu o să mergeți la film, o să fie filme de căcat, că o să fie făcute cu bani puțini. Dacă o să mergeți la film, la cinematograf și o să cumpărați bilet, oamenii aia o să aibă motivație să investească în plus, exact așa cum și Andrei. La început a făcut vloguri, a văzut că se uită lumea la ele, a investit. Dacă vedea că nu se uită nici dracu, nu investea. Ce mai poate, da. Și atunci despre asta e vorba. Nu mai așteptați pomeni de astea, că degeaba. Și vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi în încheiere și cu speranța că nu o să taie dumnealui la montaj acest paragraf. Vreau să vă spun că episodul de astăzi îl filmăm pe 24 septembrie, sâmbătă seară, când e ziua lui colegul meu Marian. Colegul meu Marian, care e om alături de mine de când am venit eu în jungla urbană a Bucureștiului, din jungla moldovenească, și din timpul lui, în ziua lui, a venit aici la filmare, drept pentru care vreau să-i mulțumiți... În ziua ta? La mulți ani, habar n-aveam. Vreau să-i mulțumiți în comentarii cu un la mulți ani, dacă vă doriți. M-ar ajuta pe mine mult să-i oferim bucuria asta pe care el o să mi-o taie la montaj. Așadar, doamnelor și domnilor, vă pupăm și Doamne ajută! Vă pupăm!